Doresc din toată inima să îmi zâmbiți, ca să mă încurajați. Că dacă dumneavoastră nu îmi zâmbiți, nu știu ce, să plec acasă. Aș vrea să vă spun, mă simt onorat și mă simt binecuvântat să fiu cu dumneavoastră în această după-amiază. Inițial am crezut că voi scăpa, pe la 1.25, nu eram decât vreo 10 oameni. Și am zis, Doamne, poate că facem o rugăciune și plecăm acasă. Dar între timp ați venit destul de mult și o să trebuiască să facem ceva și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dă un gând bun, un gând înțelept. Amin. Un gând care să zidească și să aducă vieții noastre motivație, pentru că probabil că lucrarea pe care cel rău o face în viața noastră și are succes, este să credem că noi nu prea suntem plini de ceva. Unul dintre lucrurile cu care se confruntă oamenii este acela de a crede că lor nu prea iese. Altora poate că da, dar lor nu. Orice este, dacă vreți, lucrul favorit al celui rău. Întotdeauna va trebui să știi că Dumnezeu este în tine și că atâta vreme cât Dumnezeu a spus că avem un preț, va trebui să încercăm să aflăm cum este prețul ăsta. Aș vrea să vă spun că am un mare respect față de lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o și a numit-o femeie. Și aș vrea să vă spun un lucru care să vă încurajeze în prima parte. Dumneavoastră va trebui să știți că în grădina Edenului nu era ceas deșteptător dimineața, nu? Era frumos. Nu suna alarmă să pleci la serviciu, n-aveai nevoie de o cafea ca să te trezești tu. Nu știu, te trezeai, luai un fruct, te energizai, se uita Adam și zicea, n-am probleme cu casa, deci dacă astăzi mă duc acolo, mâine mă duc pe deacul ăla. Deci era o viață frumoasă, o viață așa cum a avut-o Dumnezeu. În fiecare zi, Biblia spune că Dumnezeu cobora și avea părtășie cu Adam și spunea, Adam, zice, tu ești încântarea sufletului meu, te-am făcut, zice, vreau să-ți povestesc despre păsări, despre pom, despre tot ce vrei tu. Și din ce în ce povestim Dumnezeu numai ce vede pe Adam, mai trist, mai bătut, mai singur, cu ochii în pământ. Și Dumnezeu se uită la Adam și fără să vorbească Adam, pentru că aceasta este frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Ne avem impresia că trebuie să ne plângem tot timpul ca să afle Dumnezeu că noi suntem nemulțumiți. Pur și simplu, umbra de pe fața lui Adam l-a făcut pe Dumnezeu să exclame, nu este bine ca om să fie singur. Și uitați-vă noastră la acest paradox. Deși Dumnezeu era în grădină cu Adam, mai multe pe ce poți să-ți dorească inimă. Nu tu serviciu, nu tu vecin care să te bată în cap și să le bați în țeavă. Nimic, o viață perfectă, extraordinară. Și totuși, în acea viață desăvârșită, Adam era trist. S-a uitat și a zis, păi, zice, nu știu, tot au venit perechile. Nu știu, mă gândesc, când a venit girafa, tot mă gândesc, pare cum o fi zis la partenerul ei? I-am zis, poate girofară. Deci, au venit leu cu leoaica, a venit, nu știu, au venit fiecare perec, perec. Și când s-a uitat la el însuși, a zis, este extraordinar să trăiești cu Dumnezeu. Dar de ce mă simte totul mai ciudat simplu? Mi se pare un lucru paradoxal, cu Dumnezeu, Dumnezeu în fiecare zi. Cu un Dumnezeu care stătea lângă El, unul lângă unul. Nu vorbim de o revelație din când în când. Nu vorbim despre o seară reușită la biserică. Vorbim despre un Dumnezeu care vorbea cu El în răcoarea de vieți. Și după ce Adam spune, mă simt singur. Și atunci Dumnezeu spune că a trimis un somn peste El și s-a născut Eva. Și când a adus-o Dumnezeu la Eva și probabil că aici este secretul fericirii noastre, secretul fericirii noastre de familie este ca în fiecare dimineață să-ți aducă Dumnezeu soția. Adică, cu alt cuvânt, în alte cuvinte, să poți să vezi cu ochii lui Dumnezeu. Că dacă vezi cu ochii tăi, atunci nu e mult bine. Când Dumnezeu i-a adus-o, Adam a exclamat și poate că e cea mai frumoasă declarație de dragoste de sub soare. În sfârșit, două cuvinte, puteți să vorbești mult. Dar această declarație a fost o declarație uluitoare. În sfârșit, adică de multe am suspinat, de multe am așteptat și iată în sfârșit. Deci asta aș vrea să vă spun în primul rând că Dumnezeu din cer, pe pământul acesta, a lăsat ca bărbatul să aibă femeia lui și lucrul acesta vine de la Domnul și iată că, măcar că Dumnezeul nostru este tot ce ne dorim, iată că în anumite situații, relația pe care o stabilești cu cea de lângă tine este de importantă, este esențială în viața ta, încât tu va trebui să spui, iată că până și Adam, care avea totul de plin, nu tu greutăți, tu probleme, a cerut-o pe ea și ea a venit. Să vă încurajeze pe lucrul acesta. Amin. Uitați la mine puțin speriat. N-ați mai fost învățătură de genul ăsta până acum, nu? Nu știu, mă arăt să iei măsuri pe viitor. Dumneavoastră a registrați acum, nu? Poate că nu dați pe internet, totuși.
Glumesc. Iubitele Domnului, aș vrea să vă spun un lucru. Prima predică și probabil cea mai puternică predică care m-a marcat în viața mea a fost pusă de bunica. Părinții mei vreo 5 ani de zile s-au certat și părinții mei nu s-au împăcat. Mama s-a căsătorit foarte de tânără, la 17 ani, deja a avut-o pe sora mea. Și până când s-au lămurit ei, dacă rămân împreună sau nu rămân împreună, deja aveau 2 copii, ne-au trimis la țară. De primii ani din viață am trimis la țară. Bunicul mă lua undeva într-un rucsac și mă băga în spate acolo. Și când se întâlnea cu un vecin, zicea, haide să-ți arăt, zice, ceva. Și eu atunci, zice, bunicul scotea capul din rucsac. Deci era, bunicul mă purta în spate. Am crescut și mi-aduc aminte că prima predică a fost văzut de bunica, care mi-a zis așa, zice, măi, băiate, zice, vezi că băieții ăștia cu care te joci tu sunt spurcați la gură. Tu o să ieși afară, zice, să te joci cu ei, pe zoană, așa se spune, adică la iarba aia din fața porții. Și zice, dacă eu, zice, iar te prind vreodată că tu trebuie, vezi rup gura, zice aia. Și atunci m-am gândit cum mi-așa de mie cu gura ruptă. Eu nu prea știam ce înseamnă cuvântul ăsta, mi s-a părut groaznic. Și atunci eu am întrebat-o pe bunica și am spus, bunică, dacă eu mă supăr, cum să zic? O să întrebare grea. Eu cum să zic dacă mă supăr? Și bunica zice așa, cine te supără, zice, să-i spui așa, du-te cu Dumnezeu. Și de tot așa m-am dus și eu cu Dumnezeu și am ajuns până la voi. Niciodată n-am uitat ce mi-a spus bunica. Și dacă vreți să știți, probabil că una dintre vocile care răsună mereu în minte, când ies să iau o decizie să mă aflu într-o situație grea, e vocea mamei mele care mi-a spus mereu aceleași vorbe. Fii cu minte, Florine. N-am spus niciodată. Ăsta era cuvântul care mamei spunea mereu, fii cu minte, fii cu minte. Mama a învățat un lucru deosebit. M-a învățat că dragostea are două mâini zdravene care prind o oară de sarmale cu care vii la copilul tău 50 de kilometri în fiecare sâmbătă când este la internat. Sâmbătă de sâmbătă, mama fierbea acasă sarmale, că eu cu sarmale, dar să știți o parte. Și mama venea la mine la internat și mi-aducea și ținea cea oară în mână ca să nu se răstoarne și venea mama și îmi punea cele sărbăluțe. Și m-a învățat atunci că dragostea nu-i doar poezie. Dragostea nu sunt doar vorbe pe care le rostești. Dragostea înseamnă să ai și o pereche de mâini zdravene și ori de câte ori făceam trăznăi și făceam test, știți? Și tata a supărat pe mine sărea să mă bată. N-am spus niciodată că mama, ca o leoaică, sărea în fața lui și câteodată o lua ea, îl lua câte o palmă până când tata să mă înmerească pe mine. Până când tata a rezolvat cu mama, eu eram de mult dispărut pe afară, prin bute, nu mai prindea nici cu avion. Foarte multe ori mama a sărit în față. Apoi m-am întâlnit cu o tânără în facultate. Ca să știți că facultatea de drept este o facultate ciudată. E o facultate care putea să ar fi putut să mă împărinteze într-un sens negativ. Pentru că cel puțin pe vremea mea, când examenele se dădeau în perioada comunistă, era o facultate în care 85% erau fete. Deci noi băieți în facultate eram o grupă cu 20 ceva. Vă dați seama ce înseamnă la 400 de oameni să fie vreo 20 ceva de băieți. Cum eram noi acolo tratați. Deci în facultatea cea de fete, eu m-am dus și am fost acolo răsfățat, tratat într-un fel și altul. Și într-o zi s-a înfipt în fața mea o bucățică de om cu ochii verzi și părul blond și mi-a zis, zice, ascultă ce vreau să spun ceva, zice. Să știi, zicea, că nu ești nici atât de deștept pe cât cred unii și nici atât de frumos pe cât cred alții, zicea. Și zice, dar aș vrea să spun, zicea, că mă uit la tine și îmi pare rău cum văd că te irosești în fiecare zi, ce e devenit un fel de clown al acestei facultăți, dar am să spun un lucru, zice, tu ai putea fi în mâinile lui Dumnezeu un rod extraordinar. Atât de mult m-au atins aceste cuvinte, m-au și enervat în primul rând. Atât de mult m-au atins aceste cuvinte că am dorit să aflu mai mult ce înseamnă să fiu un rod al lui Dumnezeu. Soția mea n-are în viață decât un rod până acum. Și acesta sunt eu. Eu am întors la Dumnezeu prin soția mea. Atât de mult am iubit aceste cuvinte că am fost interesat să cunosc omul care le-a rostit. Atât de mult m-am îndrăgostit de omul care le-a rostit că am avut o căsătorie. Așa începe povestea noastră de dragoste. Și continuă. Acum soția mea mai are două roade în creștere. Am două fetițe care cresc și pe fie ce zic ce trece sunt din ce în ce mai bucuros pentru că văd că în ele ce s-a sădit pe rău. Aș vrea numele Domnului Iisus în dimineața, în ziua de astăzi, să vă spun câte ceva. Eu nu am niciun plan. Deci n-am un plan. Am o grămadă de idei în cap. Nu știu că de ce mă va duce Domnul Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că aș vrea să vă vorbesc în ziua de astăzi plecând de la un cuvânt biblic ca să avem așezat o învățătură și apoi exemplificând cu lucruri practice, concrete, care să ne ajute pe noi să înțelegem cum anume, ce anume trebuie să facem, poate că ne este clar, cum anume să facem. Asta este uneori mai greu.
Și aș dori să vă spun mai întâi de toate că aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri extraordinare care sunt scrise în Sfânta Scriptură și anume. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun că Dumnezeu din cer dă o mare atenție și e o mare însemnătate să poți pricepe diferențele acestea care există și să poți să înțelegi că bărbatul e croit într-un fel, femeia este croită într-alt fel. În timp ce Domnul Iisus Hristos a fost bătut și scuipat și Domnul Iisus Hristos a fost în toate felurile umilit, pe măsură ce nebunia aceea creștea și de la cina de taină s-a dus în grădina Ghețimani, de la grădina Ghețimani la Ana, la Caiafa, la Irod, la Pilat, în curte, din curte a mers spre Golgota. Parcă pe fiecare moment și pe măsură ce se desfășurau și cele, mi-a fost rușine că sunt om. A străit sentimentul acesta citind patim de Domnul Iisus Hristos. Nu a fost puțin așa rușine că suntem oameni, că ce am putut să facem pe la ce decădere a ajuns felul omului de a fi. Știți unde m-a mai întremat? Acolo pe drumul către Golgota, Biblia spune că un grup de femei au făcut un lucru uluitor. Un lucru dincolo de care ne-au redat puțină demnitate. Femeile care se voceau și se băteau cu pumnii în piept și plângeau de dragul Domnului Iisus Hristos și pentru suferința lor. Nu spune Biblia că a consemnat că pe obrazul vreunui bărbat au fost lacrimi. Nu spun că n-au fost, dar Biblia consemnează că era un grup de femei. De ce? Pentru că vor nu iubiți cum iubim noi. Noi am înțeles de când eram copii că să vergi lacrimi este un lucru greșit. Și de aceea ne-am împietrit în multe feluri. Și de aceea modul de a fi a bărbatului este aspru. El a înțeles că în lumea aceasta n-ai voie să plângi. A înțeles că în lumea aceasta, probabil că faptul de a fi dur e cheia succesului. Voi nu știți să fiți așa. Voi atunci când vedeți un lucru care vă impresionează, vărsați lacrimi. De aceea inima voastră de multe ori este mai sensibilă și mai atentă. A noastră s-a sprit într-un mod ciudat. Femeile acelea au început să plângă și Domnul Iisus Hristos s-a întors către ele și le-a adresat un cuvânt de înțelepciune, un cuvânt de mângâiere. Pe de altă parte vreau să vă spun un lucru pe care l-am înțeles și îl văd în Sfânta Scriptură. În Ioan 20 se spune un lucru interesant, că Domnul Iisus Hristos în ziua învierii s-a arătat cui? Unui grup de femei. Dar v-a spus întrebarea de ce Domnul Iisus Hristos s-a arătat unui grup de femei? Răspunsul e simplu, pentru că niciun bărbat nu a căutat. Niciun bărbat nu a fost la mormântul Domnului Iisus Hristos din propria inițiativă. Bărbaților, supărați-vă, scrâșniți din dinți și pocăiți-vă. Pentru că să se realitate. Nici unul nu a fost acolo. Biblia spune și va trebui să înțelegeți plecând din punctul acesta. Plecând din punctul acesta. Că sunt lucruri pe care niciodată nu le-a făcut bărbatul, ci le-au făcut mai femeile. Când au plecat dimineață, dis de dimineață, nu bărbații erau aceia care au pregătit mirescă, nu bărbații erau aceia care au plecat la mormânt, ci au fost femeile. Pentru că sunt lucruri pe care niciodată un bărbat nu le va face. Și sunt lucruri care aparțin și în biserică numai femeilor. Și lucrul ăsta va trebui să-l înțelegeți. Că rolul vostru este un rol determinant. Mă uit la voi și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să credeți ce vă spun. Amin. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să pătrundă la inima voastră și să vă conștientizeze de lucrul acesta pe care îl spun eu. În dimineața, în ziua de astăzi, aș vrea să vorbesc despre două coordonate decisive. Va trebui să învățați să slujiți cu dragoste și cu înțelepciune. Despre asta voi vorbi multe exemple practice. Și dragostea dumneavoastră va trebui să fie într-un fel. Și aș vrea să învățăm de la grupul acesta de femei care au plecat dinspre dimineață să facă această lucrare. Și numai câteva lucruri foarte simple, câteva trăsături ale dragostei care se oferă, va trebui să le aveți dumneavoastră în vedere în ziua de astăzi și haideți să învățăm împreună. Mai întâi de toate, și-aș vrea să deschideți, haideți să avem Biblia deschisă la Luca 24. Luca 24. Începând cu versetul 1, să aveți textul sub ochii dumneavoastră. Să aveți textul sub ochii dumneavoastră. Când veți sluji lui Dumnezeu, va trebui mai întâi de toate să aveți unul dintre lucrurile pe care de cele mai multe ori cel rău îl atacă și încearcă să-l distrugă. Dragostea care slujește Domnul Iisus Hristos va trebui să fie o dragoste care să aibă continuitate, statornicie. Să știți că întotdeauna proba dragostei nu se trece atunci când
știu eu, vă este bine. Și proba dragostei nu se trece după un an sau doi ani. Proba dragostei se dă atunci când în timp ea rezistă diferitelor necazuri și diferitelor greutăți. Vedeți dumneavoastră, femeile acestea au fost femeile care au ajutat când Domnul, trupul Domnului Iisus Hristos a fost coborât de pe cruce. Au fost femeile care l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos pe ultimul drum pământesc. Dar au fost și femeile care în prima zi de dimineață, în duminica aceea, l-au căutat. O dragoste care are continuitate și statornicie. Și ascultați-mă ce vă spun eu acum. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut la noi în biserică este următorul fapt. Am o soră care aproape de acum împlinește 9 ani de zile. 9 ani de zile de când se roagă. S-a căsătorit cu un bărbat, a venit în biserică, s-au căsătorit la altar, el pocăit, ea pocăită, au făcut copii, el s-a despocăit și în acest moment în casa lor este o tragedie, o dramă. El aduce din când în când alte femei, o disprețuiește, are feluite discuții și de multe ori stau de vorbă cu sora aceasta care pur și simplu s-a uscat, o văd cum nu se mai poate bucura în biserică, o văd cum mai mult în lacrimi ascultă predica și mă întreb mereu, frate Florin, ce ar trebui să facă într-o asemenea situație? Și am spus, Rodica, lucrul pe care trebuie să-l faci tu este să continui să-i iubești. Pentru că de cel mai des încercat în viața aceasta este faptul de a rămâne stăruitor promisiunilor pe care le-am făcut. Suntem oameni care mergem atâta vreme cât este soare, ne place să stăm cu Domnul Dumnezeu. Dar unul dintre lucrurile care în slujire este extraordinar de important este să aveți continuitate. Pentru că sunt situații în casa dumneavoastră în care dacă dumneavoastră puneți armele jos, nimeni nu va mai lupta niciodată. Dumneavoastră știți că viața copiilor dumneavoastră de multe ori atârnă foarte rugăciunea dumneavoastră. Haideți să fim cinstiți și să spunem că soțul se roagă, dar dacă ne-am bizuit doar pe rugăciunea soților, s-ar putea ca casei noastre să-i meargă foarte prost. Știu foarte mulți bărbați care nu se roagă. Știu foarte mulți bărbați care se roagă din când în când. Dar am învățat de când stau în biserică că de cele mai multe ori surorile se roagă și știu să se roage. Și va trebui să aveți tăria aceasta de a persista și de a stărui în dragostea dumneavoastră. Pentru că întotdeauna să știți că va fi atacată în slujire continuitatea. Suntem de profesie trădători. Îl înșelăm pe Dumnezeu în multe feluri și nu rămânem statornici în hotărârile noastre. Și să știți că cel mai greu examen al slujirii este să rămâi fidelă și să rămâi statornică legământului pe care l-ai făcut. Și asta presupune nu doar să spui, Doamne, asta e viața mea, îmi trăiesc viața așa cum este, ci să rămâi fidelă, să spui, Doamne, continui să mă rog pentru cel de lângă mine, chiar dacă nu merită atenția mea, chiar dacă nu merită dragostea mea. Deci știți, foarte mulți dintre noi pun armele jos, dar ea dragostea nu-și dă extemporalul în zile cu soare, ea își dă extemporalul în zile cu nouă. Și să știți că dragostea pe care o prețuiește Dumnezeu în slujire este dragostea statornică. Și aceasta este o dragoste pe care Domnul Iisus Hristos a apreciat-o, pentru că femeile acestea au iubit înainte, au iubit în timpul sacrificiului Domnului Iisus Hristos, au iubit lucrul. Și au fost stăruitoare. Și acesta este un lucru pe care mi l-aș dori să-l aveți și dumneavoastră și un lucru pe care ar trebui ca fiecare să-l cultivăm. Neemia spune în cartea lui, luptați pentru viața copiilor voștri, luptați pentru viața bărbaților voștri, luptați pentru viața celor dragi din casa dumneavoastră. Aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că probabil asta este unul dintre lucrurile extraordinare. Soția mea într-o biserică a fost interpelată de o soră, nu cu multă minte. O soră care probabil avea în capul ei ceva greșit. O soră mai tânără. S-a dus la ea glonte și a spus, zice, tu ești soția fratelui Florin Ianovici? Da, i-a zis mea, eu sunt soția fratelui Florin Ianovici. La care s-a dat un pas înapoi, s-a uitat la ea disprețuitoare și i-a pus din nou întrebarea, dar de așa manieră încât să o înțeleagă. Tu ești soția fratelui meu. Adică cum? Tu? Tu? Soția mea s-a supărat foarte tare, evident că s-a supărat și a spus, uite mă ce mi s-a întâmplat. Și i-am zis, ce-i spus acestei surori? Deci eu nu i-am spus nimic atât de tare, m-a supărat, am plecat, zice ea. Ce era să-i spun? Și a spus, data viitoare, dacă se va mai întâmpla să faci așa ceva, să le spui ce spun eu acum. M-ai luat într-o zi, tu m-ai luat pe mine de soț, când eram student. Când eram un om sărac și nimeni nu avea lângă mine doi bani. Tu m-ai luat pe mine când am fost nesigur în viață. Eu am fost un om nesigur în viață. Când m-am căsătorit cu soția mea, eu n-am știut dacă viața mea va reuși, dacă voi avea casă sau voi fi bun de ceva. În fiecare zi a vieții mele, cel puțin în primii 4 ani de zile, soția mea a stat lângă mine și mi-a spus, eu văd ceva în tine, ce tu nu vezi, îmi dau seama că tu nu vezi. Și a stat lângă mine, ascultați-mă, nu vă spun ca să vă complimentez. Nici nu spun că soția mea va asculta vreodată. Spun pentru că acesta este adevărul înaintea Dumnezeu.
Mi-a fost atât de mult teamă că nu o să casă viața. Nu m-am văzut bun de nimic. Ca să știți dumneavoastră, eu m-am născut într-o familie în care părinții mei au puține clase. Niciunul dintre mine n-a făcut facultate, 7 generații dacă mergeți în spate, niciunul n-a avut facultate. Eu am 3 facultăți și un doctorat, pentru că am fost atât de setos că am zis trebuie să fac. Dar să știți că multele facultăți pe care le-am făcut sunt și o dovadă a nesiguranței de sine. Pentru că mereu am căutat să-mi dovedesc că sunt mai bun decât sunt. Până în ziua în care m-am liniștit înaintea Dumnezeu și mi-am dat seama că valoarea nu ți-o dă o bucată de hârtie, ci valoarea ți-o dă faptul că în tine locuiește puterea lui Dumnezeu. Amin. Dar vreau să vă spun că soția mea stă lângă mine în primii ani de căsnicie. Vreau să vă spun cum a fost în primii ani de căsnicie. A fost un om destul de nervos. Pentru că așa am trecut prin niște greutăți, de multe ori m-am mâniat, trăteam ușa, am șignit-o de foarte multe ori. Prima noastră ceartă a fost o ceartă în care eu i-am spus soției mele să-mi facă niște păstări. Mie îmi plac păstările. Și am spus, fă-mi niște păstări. Și a zis, bine, îți fac. Dacă m-am întors acasă, nu făcuse păstări. Trecut o zi, 2 săptămâni. Și a zis, dar nu-mi faci păstări. Și a zis, o să-ți fac păstări. Și eu n-am mâncat păstări. Și atunci, nervos că mi-a făcut păstări după 2 săptămâni, i-a zis, mai făcut păstări. Nu ți-am făcut păstări, de ce? Am trântit-o și am plecat afară. Și m-am dus pe stradă nervos că mi-a făcut păstări. După care m-am întors acasă pentru că brusc m-am văzut pe mine pocăitul, mergând pe străzi și poscolonind. Și am nu-l demă dracu de mine în momentul ăsta. Îți păstradă nervos că mi-a făcut soția păstări. Dar câte minte poți să ai la așa situație? M-am întors acasă mai sfârșit, dar tot aveam nervi. Și soția plângea. Erau ochii roșii și mi-a fost o milă și mi-a dat seama că am făcut un lucru greșit. Și a spus, te rog frumos să mă ierți, că te-am jignit, că am trântit, că am ridicat omul la tine. Prima ceară, n-am spus niciodată. Și apoi ea s-a apropiat de mine și îmi spune așa, Florine, zice, noi suntem foarte prost cu bani, zice. Soția mea era studentă și era și cadru didactic și probabil trăiam din banii ei. Eu eram doar student la vremea aceea. Nu aveam niciun serviciu. Și trăiam pe banii ei. Și mi-a zis, tu nu știi că păstrăile când ies pe piață sunt o fandală. Sunt foarte scumpe când ies prima dată. Ce eu m-am așteptat vreo 2-3 săptămâni să mai scade prețul la ele. Pentru că nu ne permitem acum să cumpărăm, că aveau și pe piață. Am pus capul în jos și mi-a fost o rușine teribilă. Așa am învățat să devin om. Așa am învățat să nu vorbesc înainte de vreme. Așa am învățat să ascult până la capătul meu. Așa am învățat să le întreb de ce. Nu întâi să dau sentința și după aceea să pun după aceea întrebări. Pentru că de cele mai multe ori vreau să vă spun că acest cuvânt îmi pare rău. E uneori vine prea târziu. Uneori vine când rana este mult prea mare și nu mai poate să fie lecuită. Soția mea m-a învățat să stau aproape de Dumnezeu. Vreau să vă spun că una dintre deciziile majore ale vieții mele o datoresc pragmatismului ei și faptului că m-a iubit într-un fel în care mi-a vrut mai mult bine decât mi l-am vrut eu. Când eu am ajuns păstor, mi-am pus în minte să fac, să n-am casa. Zic, mă împrumut la bancă și trântesc un etaj la casă. Zic, acum sunt păstor, vine Marius la mine în București. Unde îl cazezi pe Marius? Și atunci am zis, cum adică să am o casă din asta care să fie mică? Eu sunt păstor, domnule, eu trebuie să iau pe oameni acasă. I-a spus soției, zic, mă duc la bancă să întreb cât ne costă un împrumut să facem vide mai mansarda cu 2 dormitoare, cu băi. Când mi-a spus soției mele, numai s-a schimbat la față și a tăcut. Când soția mi-a tace, este rău, eu știu. Deci a tăcut. Și eu am zis, uite tot ce dacă tace, lasă că dori bine așa. N-are cum să se supere Dumnezeu, nu doar că eu chiar vreau să fac mansarda ca să primesc oaspeți acasă și să împărtășim cu ei. A zis, cum adică să avem împărtășit, ce poate să fie rău lucrul ăsta? După o săptămână vine ea la mine și zice, a zis Dumnezeu să stai de vorbă cu ea. Deci când îți spune soția așa ceva, tendința este, cum adică a zis Dumnezeu să stai de vorbă cu ea? Dar ce? Nu, dar eu am fost conștient de faptul că ea vorbise cu Dumnezeu, s-a rugat, a postit și atunci n-am mai zis nimic. M-am dus, mi-a fost rușine să zic că nu stau de vorbă cu Dumnezeu, că orice poți să contrazici în viață. Dacă cineva spune, du-te mă și stai de vorbă cu Dumnezeu, nu poți să zici, nu mă duc, pentru că atunci chiar ești culmea, nu? Deci m-am dus să stau de vorbă cu Dumnezeu și am zis să mă rog. M-am așezat în genunchi și numai bine ce m-am așezat în genunchi că Dumnezeu mi-a vorbit în secundă numărul 1. Și Dumnezeu a zis, nu vreau să construiești nici un etaj acasă. Și am zis, Doamne, dar de ce să nu construiesc niciun etaj la casă? Că eu vreau să-mi primesc oaspeții care să-i tratez bine numele Domnului. La care Dumnezeu mi-a spus, nu faci niciun etaj la casă pentru că pentru asta ești iei împrumut. Dacă iei împrumut, tu ostelești de un serviciu pământesc. Serviciul la pământesc, pentru că ai rată, o să împiedice să alergi pentru mine și o să te primi cu grijă faptului că tu nu ai să plătești rata. Zice, eu mă voi îngriji de oaspeții casei mele. Tu va trebui să stai deslegat și la dispoziția mea pentru Evanghelie. Scurt la obiect. La prima ședință de comitet, ce spune comitetul? Ce, pastore, noi avem câte mai mansardă ce la biserică. Ne-am gândit să facem un proiect, să facem dormitoare pentru oaspeți. Am 11 dormitoare acum, bine, am unde să deprimez la biserică, avem apartamente frumoase.
Dumnezeu a rezolvat problema cum a spus. Amin. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dar în viața aceasta m-am băgat de seamă că atunci când ai lângă tine un om care te iubește, un om care este interesat de binele tău, acestui om îi sunt recunoscător o viață întreagă. De unde am plecat? De la faptul de a spune următorul lucru. Că în ziua în care cineva te refnește și sunt poate acum oameni care se uită spre mine și spune mi-ar plăcea și mie produsul numit Florin Ianovici. Eu să spun, creșteți-l după vostru. Luați-l pe unul diacon, luați voi fiecare să-și ia de acela pe care l-a Dumnezeu, transformați-l, ajutați-l și lăsați-l să fie construit. Fiecare să-și construiască familia ei, fiecare să-și construiască soțul ei, fiecare să se lupte pentru soțul ei. Nu voi uitați în curtea altuia că nu voi să niciun folos. Credeți lucrul ăsta. Că noi n-ați fost martorile nervilor mei, n-ați fost martorile, lucrurile mele slabe. Ea le-a răbdat și nu ce este drept ca într-o zi să poată să fie binecuvântată. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, primul lucru pe care vreau să-l învățăm în această zi, fiți consecvente în dragostea voastră, nu puneți armele jos, luptați până la capăt. Adică singurul vostru proiect major în viață va fi să stați alături de cei dragi din familiile voastre. O să vi se pare că e puțin lucru. Vreau să vă spun un secret mare, sunteți interesate. Amin. Dumnezeu nu gândește cum gândește omul. Mare secret la asta. Adică cum nu gândește cum gândește omul? La ce mă gândesc? Vreau să spun lucru. Dumneavoastră, poate că, haideți să mă dau pe mine exemplu. Eu mă duc foarte mult în stânga și în dreapta. Predic Evanghelia. Se întorc oameni la Dumnezeu cu zecile, chiar cu sutele. Și nu e o poveste ce vă spun. Și voi să spuneți, bă, dar ce viață de răsplată o să aibă ăsta. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. În economia gândirii lui Dumnezeu, nu contează cât faci, ci dacă faci voia lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna noi măsurăm după rezultate. Dumnezeu măsoară după cum vrei să faci voia Lui. Dacă tu îți duci în cer familia ta, te rogi pentru soțul ăla care l-ai lângă tine și pentru copiii tăi, Dumnezeu te va răsplăti 100%. Pentru că Dumnezeu răsplătește dacă faci voia Lui. Nu cât rod ai. Pentru că rodul nu atârnă de tine. Rodul atârnă de El. Să fie Dumnezeu. Percepută și vă spun eu. Deci s-ar putea ca în cer să avem această surpriză de a vedea o mulțime de cununi pe capul surorilor și mari evangheliști care s-ar putea să aibă, nu știu ce, o decorație, un insigne. De ce? Pentru că nu contează mulțimea rodului, ci contează să faci voia lui Dumnezeu în ceea ce faci. De aceea rămâneți consecvente în iubirea voastră. Rămâneți consecvente în slujirea cu dragul. Doi, dragostea cheltuie. Adică cu cheltuie. Aici este lucru interesant și vreau să intrăm în detalii. Luca 23:56 spune cuvântul lui Dumnezeu că femeile s-au întors, au pregătit miresme și miruri. Noi ne-ați băgat de seamă că noi bărbații, dacă nu ne spuneți voi, mergem într-o vizită cu mâinile în buzunar. Deci noi niciodată nu știm că trebuie să cumpărăm o ciocolată, o floare, trebuie să ne spunem soția, mă, cum treci în casa omului ăsta fără să-i duci ceva? Așa e gândirea feminină. Gândirea feminină ține cont de aceste lucruri extraordinar de importante până la urmă. Simple, dar importante. Femeile când s-au dus la mormânt, nu s-au dus, măi, ne ducem. Au luat miresme, au luat mir, cheltuie dragostea. Întotdeauna dragostea cheltuie. Și aici vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos câteva lucruri foarte, foarte simple. Sunt probabil de acum 9 ani de zile. Eu acum 9 ani de zile eram un avocat. Un avocat care a început să aibă bani. Pentru că orice avocat mai devreme să mai trebuie să aibă bani. Asta să nu fie o problemă. Deci am început să avem bani. Și am venit la biserică și am spus pastorului meu, Emil Gruber, de atunci, am spus, de fapt a fost visul soției mele, așa de Florin. Noi trebuie să dăm vieții noastre în anumită semnificație. Dumnezeu ne-a dat bani acum mai mult decât noi avem nevoie. Și am zis, asta nu este un întâmplar. Deci noi va trebui să înțelegem ce facem cu banii ăștia. Pentru că dacă noi avem ceva mai mult decât ne trebuie, dar și acest ceva mai mult decât ne trebuie, trebuie bine definit. Pentru că tu ai Mercedes și vrei Porsche și spui, n-am suficient. Și atunci tu nu vorbești despre mai mult decât ne trebuie. Tu vorbești despre niște visuri ciudate care au pornit în capul tău. Bun. Deci am închis paranteza. Și atunci soția mea este în felul următor și soția mea zice, Florin, eu am un vis în viața mea. Când soția mea îți spunea un vis, eu imediat deschid urechile pentru că și eu vreau să o ajut să se împlinească în părticie. Și a zis, visul meu, zice, e să facem o cantină pentru săraci. Deci când sunt copil, m-am visat că eu o să fac o cantină pentru săraci. Deci, haideți să vorbim la biserică și să deschidem o cantină pentru oamenii care n-au. Deci sunt oameni care n-au ce mânca, sunt oameni care sunt lipsiți, sunt oameni care bătrâni de-ai noștri, care sunt părăsiți de copii și nu pot să-și facă o supă, nu pot să mănânce ceva cald. Și zice, stați la oameni săraci. Deci în biserică avem familie cu de 10-12 copii. N-a întrebat nimeni vreodată dacă oamenii au pâine. E ușor să spui, faceți copii. Dar n-ar trebui să avem și responsabilitatea să ne întrebăm ce se întâmplă după ce un om are atâția copii. Ar trebui să ne preocupe lucrul ăsta un pic. Nu credeți așa? Nu credeți că e drept ce vă spun eu? Nu. Dar nu. Amin. Se poate spune amin. Se poate spune amin. Adică asta e gândirea mea. Iertați-mă. Deci eu așa gândesc.
Că noi atunci când dăm învățătură, trebuie să ne asumăm și consecințele învățăturii pe care noi o promovăm în biserică. Asta este părerea mea. Bun. Deci, și stau în picioare pentru ea. Și m-am dat la pastor și am zis, pastore, zic, soția mea și eu, zice, avem un vis. Vreți să facem o cantină pentru săraci? La biserică. Aveam o sală mare, aveam anexă, adică biserica noastră a funcționat într-o clădire, ne-am mutat în clădirea nouă și acum este o sală de 400 de locuri, goală, mare, mare. Și am zis, noi vrem să facem o cantină pentru săraci. La care pastorul s-a uitat și a zis, mai frate, stai cu minte. Păi zic, cu minte stau, că și mama spune astfel cu minte. Deci, zice, noi nu avem bani de așa ceva, zice. Noi nu avem bani de așa ceva. Deci, dacă, pentru câți oameni vrei să o faci? Păi zic, nu știu, depinde, pentru că noi vom face o strigare și depinde, vedem câți oameni vin la masa aia săracilor. Și a zis, dar ce criterii ai tu în vedere? Zic, dar niciun criteriu. Vedem atunci din mers, nu? Ce oameni vin și învățăm. Odată cu lucrarea învățăm și noi. Dar trebuie, că Biblia spune că pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Și datoria noastră se hrăim. Pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi, nu cu mine. E treaba voastră să-i dau să hrănească. Dați-le voi să mănânce. Dați-le voi pâine. Bun. Și atunci am stat foarte mult și am negociat cu pastorul. N-a vrut să dea, zice, nu, că n-avem bani, ne facem de râs. La care eu tot m-am dus și am spus, măi, pastore, zic, eu trebuie frumos un lucru. Deci eu, familia mea, plătim totul. Deci noi plătim tot ce este. O dată pe săptămână, la sfârșitul săptămânii, să fie după adunarea de dimineață, cantina pentru săraci. În ziua în care eu nu o să mai pot să dau nici un ban și de fapt de râs că se fie proiectul, mă dea afară din biserică. Asta am avut o credință că Dumnezeu lucrează. Și a spus soției mele, ne băgăm? Ne băgăm din ceea. Și atunci a spus pastorului, eu plătesc tot. Și vreau să vă spun că în prima săptămână ne-am gândit, zic, mă, cum se facem? Sarmale, aveam plan mie. Dacă eram învârtit la sarmale, eu care nu mă pricep, tot în vineri seara. Deci am văzut ce greu să fac sarmale, deci ușor să mănânc. Deci tot așa am făcut sute, nu știu câte sute de sarmale am făcut, uita mai așa. Și am venit la biserică și am spus, de azi încolo, aici, în Biserica Betel, va fi o masă caldă pentru cei ce sunt la limita subsistenței, pentru cei ce n-au. Și au venit 50, au venit 80, au venit 100, au venit 120, astăzi vin aproape 150 de oameni. O să spun că 5 săptămâni Dumnezeu m-a lăsat să plătesc săptămână de săptămână mâncarea aceasta pentru oamenii aceștia. După 5 săptămâni de zile, Dumnezeu a zis, zice, gata, zice, tu n-ai fost decât scânteia. Eu sunt Dumnezeu, nu-mi împac slava cu tine. Dă-te la o parte, zice. Și din momentul acela Dumnezeu a început să toarne binecuvântări. Trebuie să vă spun un lucru. De 9 ani de zile merge această cantină. Fiecare duminică. Eram într-o duminică după amiază în spatele unui pâlp, unui grup de surori. Două surori, trei surori. Una dintre ele vorbea și spunea, zice, mă, aici este Dumnezeu cu adevărat. Pentru că Dumnezeu m-a hrănit cu cuvântul Lui și Dumnezeu m-a hrănit. A zice, așa dragoste n-am văzut. Tinerii noștri, după ce se vină biserica, ei vin, se întind mesele, sunt bătrâni care n-au ce mânca, sunt oameni limită, sunt oameni săraci, fiind și săraci din cartier, fiind săraci din cartier care ascultă Evanghelia. La 9 fără 10 dăm bon în biserică. Este vreo. Și atunci îi spun, ascultați cuvântul lui Dumnezeu pe bază de bon și după ce ați ascultat lui Dumnezeu, la cantină. Am botezat de fiecare câte 5 sau 6 dintre ei. Pentru că Dumnezeu vrea să pescuim. Dacă să pescuiești, să ai omeala potrivită, nu? Nu te duci cu ce nu trebuie. Și atunci zicea sora aceea, de aici e biserica adevărată. Tinerii noștri se duc și se duc cu tăbile, sunt bujorați în obraj. Se duc și le sclipesc ochii bătrânilor și spun mulțumesc, maică, mulțumesc, puiule. Mie, de exemplu, în biserică, surorile în vârstă nu mi-au spus niciodată fratele pastor. Mie îmi spun Florinaș. A zis, deci, a zis un lucru deosebit. Și de ce? Pentru că e dragoste. Și Dumnezeu din cer m-a învățat că dragostea trebuie să cheltuie. Amin. Am întrebat pe surori în prima fază, zic, mă, surorilor, pentru că sunt 7 surori care lucrează într-o grupă. Câte? 5, 6, 7. Și sunt 7 grupe la biserică. În fiecare sâmbătă o grupă vine și gătește pentru duminică următoare. Și acum în biserică e foarte frumos pentru că surorile acestea într-un fel s-au unit. Ele sunt foarte aproape pentru că împărtășesc același program. Eu am zis, mă, minuni se întâmplă la noi pentru că de ani de zile avem același buget, numărul crește și noi nu cheltuim. La care o soră îmi spune, tai cu mine de frate Florin, cât un de lemn am adus de acasă, zice, câtă făină am adus de acasă, tu crezi că așa e lumina Domnului, zice, noi colim frigiderul când venim și ne vine râsul. Și atunci am zis, o, zic, am înțeles acum, Dumnezeu să vă răsplătească. Și în fiecare duminică, după ce se vină slujba, trec pe la surori prin bucătărie și le spun, nu uitați, o ne-ați gătit doar mâncare. Voi ați făcut o slujbă duhovnicească. Surorile cheltuie, iau din ceea ce au acasă, dar am înțeles că dragostea cheltuie, dragostea se jertfește. La noi în biserică am dezvoltat acest grup de surori, în fiecare marți se întâlnesc, sunt aproape 100 surori,
Și sunt atât de multe milostenii care se fac, atât de multe situații pe care eu nu le cunosc și nu le știu. N-ajung la toți în biserică. Și surorile acestea vin la mine și îmi spun, frate, să facem un plan. Familia asta avea căsătorie, n-are frigider, pastor, eu pot să dau masă, listă cu cine are frigider și cine n-are frigider. Și au zis, noi am cercetat, noi am fost acolo și ce? Trebuie să-i ajutăm. Și asta este o lucrare extraordinară, pentru că noi trebuie să avem mâini și picioare în biserică. Este un proiect care eu am văzut cât de multă împlinire lăuntrică dă. Am văzut cât de multă satisfacție dă. Și acum o să spuneți, da, frate, dar eu am așa un soț scârcit. Nu, că și asta e o problemă. E o problemă. Dar să vă învăț un lucru în ziua de astăzi. Dumneavoastră ați auzit de femeia din Sunem. Cât ți-ați auzit? Mâna sub, femeia din Sunem, unul din împărați. Bun. Ea avea o mare slăbiciune pentru omul lui Dumnezeu, Elisei. Ori de câte ori trecea Elisei prin cetate, zice, omul ăsta lui Dumnezeu așa îmi place, probabil că ungea pe inimă, rugăciunea lui, modul în care vorbea. Și atunci a zis, mă, zice, omul ăsta de câte ori vine numai cel văd, obosit, n-are unde să pună capul, trece prin cetate, zice, așa mi-ar place, zice ea, să pot să fac ceva pentru omul ăsta. Dar am un soț, zice, greu de înduplecat. Și s-a dus la el și a prezentat proiectul, a zis, măi, soțiorul meu, măi, scumpul meu, ce, omul lui Dumnezeu vine pe aici, ce, n-ai vrea tu un căsoiul ăsta mare, să-i facem și eu cămăruță mică, în care să punem o masă, un pat și un sfeșnic. Trei lucruri, nu mai mult. Adică încercați și înțelegeți că atunci când vorbiți cu bărbatul vostru, nu va trebui să-i faceți niște planuri, vă lasă să se sperie să fug. A, o măsuță, o căr, o, atât micuț, acolo, nu mult. Nu te speria, lasă că o să reușim. Nu veniți cu, uite mai mega planul. Deci de nou aeroplan, de loc elicopter și nu mai știu ce trebuie să facem. Că ducea, ăla fuge, săracul, el nu știe. Deci vorbiți așa, într-un fel încât să puteți să îl ajutați pe om să fie, a, de un sfeșnic, da, și de o masă, și acolo o cămăruță pe care, dacă dumneavoastră aveți prezentarea de o manieră în care bărbatul să zică, doar noi nu putem să facem așa, el nu va face. Și ce se întâmplă? Visurile mari să le vindeți în așa fel încât lucrurile mici să poată să fie realizate. Amin. Pentru că este un lucru înțelept în viață. Nu vă înhămați așa, știți, să spuneți, pentru că foarte mult va conta cum prezentați dumneavoastră lucrurile. Foarte mult va conta cum știți să aduceți înaintea soțului noastră proiectul. Când soția mea a venit și mi-a spus de lucrul ăsta, mi-a zis, lasă-mă, zice, că facem față. Lasă că Dumnezeu ne va ajuta, zice. Hai să vezi că va fi bine. După ce am făcut calculul, după câteva săptămâni, mi-am dat seama că nu a fost chiar așa. Dar mi-era rușine acum să mai dau înapoi. Dar Dumnezeu a lucrat. Este de ce vă spun, Dumnezeu a lucrat. De aceea va trebui să învățăm să cheltuim. Și Biblia spune, dragii mei, că dragostea nu poate așa să aibă numai vorbe. Dragostea va trebui să cheltuie. Și în privința aceasta o să spuneți, bine frate, dar eu sunt așa de săracă că n-am nimic de dat. Bun, acum vreau să vă spun un alt tip de proiect, că nu avem, chiar nu avem. Ce se întâmplă să fie câte o lună care nu are niciun ban. Eu am zis în biserica următoare, am zis, măi, în biserica aceasta Dumnezeu a adus foarte mulți oameni. Și m-am gândit și am zis, în primul rând vreau să vă spun dimineața aceasta, am intrat la biserică, câte dintre dumneavoastră, dintre surori, sunt în sistemul medical, asistente sau doctorițe. 8 au ridicat mâna. Doctori, stomatologi, doctori, psihiatri, asistente medicale și mi-am zis, poate că dumneavoastră n-aveți să dați din banii dumneavoastră, dar puteți da din timpul dumneavoastră. Și am zis, cât dintre cei ce sunt în biserică sunt de o meserie, cât sunt de altă meserie, cât să pricep să fac un lucru sau un lucru. Și am zis, ce-ar fi ca o dată în lună să fiți toți diaconi, să fiți toate diaconițe. Cum adică să fii o dată în lună diacon și diaconiță? Adică putem să facem un grup de surori, putem să facem un grup de bărbați sau de frați și să mergem la cineva ca un proiect și din pot până la subsol să-i facem curat. Poate că sunt oameni bătrâni care nu mai pot, că sunt sărbătorile de iarnă. Și surorile noastre s-au grupat și sunt situații în care merg și fac lucrul ăsta o dată pe lună, ca o șerpă pentru Dumnezeu. N-ai bani, ai timp. Poți să ai din timpul tău. Și atunci lucrul ăsta este extraordinar. Pentru că aduce o împlinire lăuntrică fenomenală. Și atunci ele sunt bucuroase. Și atunci echipa diaconală, pentru că diaconia la noi, ferească Dumnezeu ce a ajuns. Acolo ne batem cu toți la ambon. Dar diaconia n-a fost așa la început. Diaconia a fost să putem sluji, să dăm din pâine, să dăm din supă la săraci, să avem grijă de văduve, să avem grijă de copii. Asta a fost diaconia în înțelesul original al bisericii primare. Corect ce spun eu? Ăsta-i adevărul. Și atunci, poate că nu poți da din banii tăi, că n-ai, dar poți da din timpul tău. Dar poate că tu știi să faci ceva ce nu știe nimeni. Dar poate că te pricepi la ceva ce nu știe nimeni. Și atunci întrebați-vă, care sunt nevoile în biserică? Dacă tu ai nevoie, uite, spre exemplu, un lucru deosebit. Dumneavoastră, eu am gândit la lucrul ăsta.
Dumneavoastră știți că sunt surori care nasc în biserică? Aia asta e întrebare. Și cu sigur că știm tot că avem pe noi. De ce? Dar v-ați gândit vreodată ca un grup de surori să se alinieze, să facă următoarea lucrare? Mai soră, de cât timp ne mergem la biserică? Ai un an de zile? Da. De ce? Că trebuie să ai copilul. Corect ce spun eu. Păi bun, atunci și noi suntem un grup de surori care facem prin rotație și după amiaza aceasta, duc la tine acasă, tu vii asculti o predică ca să te mai întremezi în Duhul tău și stai un copilul tău. Dar ce e asta? Păi dar este extraordinar! Este extraordinar, am văzut surori la noi în biserică care atunci când le-am spus că au început să plângă. Azi, știți de când n-am mai putut să ascultăm o predică? Știți de când n-am mai stat și noi pe scaun liniștite fără să ne mai deranjeze cineva? De atâta vreme, zice. Și atunci să înțelegi că dragostea cheltuie, nu poate fi numai niște vorbe. Și acum să întrebați, păi bun, cine mai spune altceva? Dar voi trebuie să aveți idei, că de atâta ce aveți gândul că trebuie să cheltuiți, o să vină ideea grozavă. Credeți lucrul ăsta? De ce avea o idee? Nu, dă din timpul tău, tu de la cineva ajută, scutură, fă ceva în privința aceasta. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. Nu știu, tu de la cineva acasă și spune, mă, uite, a venit să-ți dau o rețetă de Crăciun. Și stai acolo cu el și fă, cu ea. Și ajută, că nu tot se pricep, credeți lucrul ăsta, nu tot se pricep să facă, nu știu, cozonaci. O să spuneți să se mesaj biblic, da? Cu cozonaci, da? Spre exemplu, eu când vorbesc cu un frate, i-am spus, frate, cum a fost azi la biserică? Și a fost extraordinar, Domnul mi-a vorbit. Zic, las că o întreb bun pe soția ta. Și atunci vreau să mă arăt că înțeles predica și dacă te-ai schimbat. Venitul la biserică, dragii mei, trebuie să ne facă să plecăm acasă cu un alt fel de gând. Amin. Trebuie să ne facă să plecăm acasă cu hărnicie, trebuie să ne facă să plecăm acasă cu dorința de respectat pe cealaltă noi. Cine s-a întâlnit cu Dumnezeu la biserică, va avea un zâmbet când intră în casa lui. Cine doar s-a întâlnit cu o predică, Dumnezeu să aibă mine. Vreți să mergi mai departe? Amin. Da? Dragostea e contagioasă? Nu e bun lucros? Dragostea e contagioasă. Luca 24:1. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea. Și apoi continuă. Și altele. Femeile acestea și altele. Adică grupul care a plecat inițial nu mai era grupul care a plecat inițial, mai erau și altă. Voi când ați plecat sura cocată, e greu cu lucrurile astea cu surorile. Nu prea să aduc, așa? Dar câte una se mărește, grupul se mărește, nu? Deci lucrarea aceasta este contagioasă. Eu am băgat de seamă și aici de picnea să înțelegeți un lucru, dragii mei. Sunt foarte speriați bărbați în biserică, dumneavoastră v-ați putea ridica eventual la ambon să dați învățătură. Nu este permis ca o soră să se ridice să dea învățătură la ambon. Și asta este corect ceea ce spune Biblia și o întărește. Dar pe de altă parte vreau să vă spun un singur lucru, dragii mei. Dacă noi, în privința aceasta, desfințăm lucrarea cu femeile, doar pentru că ne teamă că femeile s-ar ridica să dea învățătură, ascultați-mă, noi mare lucru n-am învățat la Iisus Hristos. Adică ele au calitatea să fie mame. Le dăm copiii noștri pe mână, care sunt odoarele noastre și au dreptul să le învețe. Dar aminte, ele nu pot să facă nimic în biserică. Nu vei să facă niciodată lucrul ăsta. Deci eu nu cred că am ceva mai scump în viață ca și fetele pe care Dumnezeu mi le-a dat. Mai ales că noi nu putem avea copii. Și atunci fetițele mele sunt darul lui Dumnezeu. Și am spus soției mele, ești capabilă să crești aceste fete. Dar aminte, în biserică nu poți să faci nimic. Nu vei să facă ciudată gândirea aceasta. Extraordinar de ciudată. Eu vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos să fiți contagioase. La noi funcționează SMS-urile. Mereu îmi spune sora Gabriela, care supă cu surorile, frate, deci anunță în biserică, spune ce bine a fost, că la noi se întâmplă felul următor. Dar să știți câte probleme medicale sunt și câte sfaturi ar trebui să primim. În fiecare marți se întâmplă că vine un expert, adică vine câte o soră sau câte cineva, un invitat, care învață pe surori lucruri extraordinar de importante, medicale, de orice ordine. Vin finanțiști, vin oameni care învață la nivel de economie și atunci se duce vestea și în momentul în care dumneavoastră veniți de la întâlnirile cu surorile, cum a fost? Nu, extraordinar, deosebit, fiți contagioase. Adică să se ia una de la alta. Ne-a vorbit Dumnezeu, a fost bine, ne-a rugat. Pentru că realitatea este că avem nevoie să transmitem lucrul acesta și să contaminăm și pe alții în sensul pozitiv. Să fim contagioase. Biblia spune că femeile acestea împreună cu altele nu rămânem unde suntem. Păi când am plecat cu lucrarea aceasta, păi comitetul mi-a spus să vezi tu ce probleme o să ai tu, zice, că le-ai dat surorilor voie să se întâlnească. Să vezi tu de acum ce pretenții o să ai. Să vezi tu ce greu ne va fi nouă în biserică. Oameni buni, cuvinte aruncate fără de minte, iertați-mă. Pentru că vreau să vă spun că acum lucrarea a plecat de la 10, 20, a ajuns aproape la 200,
surorile se întâlnesc, sunt super bucuroase și le-am demonstrat cu lista. Uitați câte cazuri în biserică s-au rezolvat, câte surori tinere au fost sfătuite, câți oameni au fost vizitați. Uitați-vă câți oameni mărturisesc că aici au primit la Dumnezeu putere. Anul acesta și ce-am făcut? Am făcut un proiect. Am închiriat un autocar și am zis câte surori sunt în viața lor triste și amărâte și n-au văzut niciodată muntele și n-au văzut niciodată un concert în viața lor. O grămadă, o mulțime. Și am zis, eu vă închiriez un autocar. Le-am închiriat un autocar, Dumnezeu ne-a dat bani. Am închiriat un autocar cu șofer, cu șapcă, cu uniformă, a fost acolo prezent la biserică și le-am trimis într-un weekend să se ducă, să fie ele liniștite, singure, la un hotel, condiții excepționale. Am sunat prietenii mei, am stors pe toți de bani și am zis, vă rog, lăsați pe surorile, mamele, care nu mai au avut concediu de atâția ani, să se ducă. Când s-au întors în biserică, mi-am spus, frate, Dumnezeu să te binecuvânteze. Deci atât de bine ne-am simțit, Dumnezeu ne-a vorbit, ne-am rugat. Deci a fost extraordinar. Parcă am simțit în sfârșit că suntem respectate, iubite. Și au zis, acum simțim cumva altcumva, diferit. Și asta îți dă putere. Îți dă putere să iubești biserica, îți dă putere să iubești învățătura. Deci avem un proiect simplu, dacă vreți. Dar lucrul ăsta e bun. Pentru că femeile acestea au început să vorbească, să spună, iată ce frumos lucrează Dumnezeu. Și au zis, frate Florin, nu mai pun o ocazie. Probabil două trebuie să închiriez. Că lucrarea crește. Acestea împreună cu altele. Un lucru contagios, lucruri simple, lucruri mici, dar care vorbesc despre lucrurile mari ale inimii noastre. Să fiți contagioase. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aveți experiență. Aveți experiență. Aveți atâtea lucruri care s-au întâmplat în viața dumneavoastră. Dumnezeu v-a ajutat să treceți peste atâtea încercări. Să rămână unde? Doar în casa dumneavoastră. Spuneți-le. Mărturisiți-vă. Împărtășiți-vă. Fiți contagioase. Dumnezeu mi-a izbăvit soțul. Dumnezeu mi-a izbăvit copiii. N-aveam bani și Dumnezeu mi-a dat. Vorbiți între voi și fiți contagioase. Adică să transmiteți unele altora ce? Lucrurile bune prin care vă ajută Dumnezeu. Spunea la un moment dat o tânără că a auzit o altă femeie în biserică care zice așa, zice, eu zice, femeia cea mărturisea, zice, eu m-am gândit că trebuie să mă căsătoresc, zice ea, și m-am dus înaintea Domnului, zice ea, și am zis, Doamne, uite ce facem, zice, eu postez 40 de zile. Adică seara încheia. Și a zis, la sfârșitul celor 40 de zile, tu îmi dai soț. Amin. Credința ei. Asta a mărturisit ea. Bine, rău, nu stăm să judecăm. A fost în credința la ei. Și o tânără a auzit, o tânără care nu se căsătorea și avea probleme. Și zice femeia aceasta care mărturisit, zice, în cea de-a 39 de post, 39 zi de post, l-am cunoscut pe el. Deja la 40-a vorbeam despre planul de căsătorie. Și s-au căsătorit. La care tânăra aceasta zice, Dumne, extraordinar, nu m-am gândit la chestia asta. Și a zis, postez și eu 40 de zile. Ce crezi că ți-a întâmplat? Identic. În a 39 zile l-a cunoscut. Și fiți contagioase. Spuneți-vă lucrurile bune ale vieții voastre. Eu am avut o situație în casa mea. Deci atât săraci eram de ce să vă spun? Foarte săraci. Că părinții noștri ne-au repudiat după ce ne-am căsătorit și ne-am întors la Domnul. Și vreau să vă spun că am avut prima noastră sărbătoare de Paște. Trebuia să fie o catastrofă, probabil. Și o soră, Dumnezeu să o binecuvânteze, o soră mi-a dat cheia de reușită. O soră și i-a mulțumit Dumnezeu. Nu o să găsești asta la un bărbat în veci de veci. Că nu știu să se roage pe felul ăsta. Ei se roagă numai așa, în stratosferă. Bun. O să spuneți, așa-i vă spun eu. Un bărbat nu se roagă pentru lucruri concrete. Cunosc o soră, venea acasă, sora Domnica, acum în cer la Domnul și ceva de foarte Florin să m-am dus până acasă, la dânsa, am condus-o, o durea picioarele și a intrat în casă. Ce ai să ne așteptăm în genunchi să ne rugăm? Ne așteptăm sora Domnica. Și a spus, Doamne, zice Iisus Hristos, să-ți mulțumesc, Doamne, că am ajuns cu picioarele astea acasă, mărire ție, Doamne. Îți mulțumesc că am intrat în căsuța asta pe care am dat-o, Doamne. Îți mulțumesc că pot să beau apă rece, Doamne. Îți mulțumesc pentru frigider și, Doamne, te rog, ține frigiderul acesta, Doamne, să fie, să rămână funcțional, Doamne. Te rog pentru termostat, Doamne, te rog să înghețe, Doamne, te rog și pentru acea gumă, zice, care închide ușa, Doamne, că a început să... Când am auzit, am zis, Doamne, n-aș vrea să mă rog așa în viața mea. Reașa să mă rugă pe acesta, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că am electricitate pentru lustră, îți mulțumesc pentru patul pe care... Dar am învățat că așa se roagă femeile, sunt practice, ele se roagă punct cu punct. Ele desenează viața și se rogă pas cu pas și am învățat de la ele și unul va trebui să pregătești așa lucrurile în viață. Și dacă ai urechi de ascultat, tu vei înțelege lucrul ăsta. Amin. Tu vei înțelege lucrul ăsta. Vreau să spun despre sora aceasta. Sora aceasta îmi spune, ce frate Florin, zice, eu de Paște, zice, mereu îi zic lui Iisus Hristos, Iisuse Hristoase, te rog frumos să vii la mine acasă, să sărbătorim împreună și mereu de Paște îl invit pe Iisus la mine acasă. De așa mă pătrunzi cuvântul ăsta extraordinar.
Pregăteam Paștele. Adesea era ceva, ceva îngrozitor. Soția mea era însărcinată cu fetița, cu Alina și mi-aduc aminte că era destul de cald pentru vremea aceea, deși bucătărioara aia mică pe care o aveam și era deschisă fereastra, stătea pe pervaz și soția mea zice, zice, ce mi-aș dori, zice ea, zice, să mănânc niște brânză cu smântână. Era însărcinată, nu vă seama. Mai este ce mă să zice, dar ce bun ar fi un drop, un drop de carne. Plăcintele de carne, de Paște. Un drop, ce bun ar fi. Mai este ce mă zice, aș mânca, zice, și o butuie. Deci eu n-am să mă uit asta câte o trăie, zice, da, ce, și niște miere de albină, fi bună, zice. Eu, prima dată când am auzit, am zâmbit, ca și voi, după care când i-a început să vorbească, eu mi-am dat seama că am fost răscolit și am zis, eu nu pot să iau nimic din toate astea. Eram sărac, de n-am știut de mine. Și când eu am văzut ce îi zice ea, pe mine m-a atacat lucrul ăsta. Și am zis, bărba, sunt eu, nu pot să-i fac, nu pot să-i aduc un borcan de brânză cu smântână, sărat, lipit. Și atunci mi-am dus aminte de sora aceea, a cărui rugăciune Dumnezeu să o binecuvânteze, pentru ceea ce a spus. M-am dus deoparte și m-am pus în genunchi și am zis, Iisuse Hristos, două zile Paște. Eu nu am ce să pun pe masă și tu auzi ce visează nevastă-mă și eu simt sărcinat. Eu te rog frumos să vii la, de Paște la mine, dar să-ți aduci de mâncare. Dacă tu vrei să sărbătorești cu mine să-ți aduci de mâncare, eu n-am ce să spun pe masă. M-am dus a doua zi la biserică. Știți că m-am rugat un minut și așa i-am spus Domnului. De ce? Pentru că am deschis urechile la o rugăciune care eu n-aș fi făcut-o în viața mea. Că sunt rugăciuni și rugăciuni. Bune sunt rugăciunile astea. Și m-am dus a doua zi la biserică. Și o soră vine la mine să uită în ochii mei și zice, frate Florine, ce ai făcut? Când am auzit, m-am mâna picioare. De ce prostie ai făcut? Eu am fi supărat pe cineva. Deci, de două zile Dumnezeu îmi vorbește. Eu nu m-am rugat decât cu o seară mai înainte. De două zile Dumnezeu îmi vorbește. Ce? Uite, în numele Domnului Iisus. Și mi-a pus în mână două sacoșe. Eu nu știu cum biata aia femeie le-a dus la biserică. Pe mine m-au durut, m-au tăiat în palmă de grele ce erau. Când m-am dus acasă și am început să scot, primul lucru pe care l-am scos a fost un borcan mare, cu brânză, cu smântână, făcut deja. Era învelit acolo, de la țară, dintr-o original, se vedea că era cu hârtie, borcan era cu gumă și hârtie. Și atunci am scos de acolo două mari, din astea, drop de carne, două bucăți de plăcintă, așa, ca și checu, lungi. Am scos miere de alb, normal. Dumnezeu, tot ceea ce au spusese, a pus Dumnezeu prin asta. Am dat la Aleluia. Și am spus, uite ce se întâmplă. Nu-i vorba de mâncarea asta. Dar Iisus Hristos la noi în casă, mă mă zic. Vine la Domnul Iisus Hristos, de cum mi-a spus, cu mâncare, de cu mâncare. Și am știut că Iisus Hristos este acolo. De ce? Am deschis urechile, am fost molipsit. Sora asta a fost contagioasă. Eu îl invit pe Iisus Hristos la mine acasă. Și am învățat un lucru, dragii mei. Vreau să vă spun că de la rugăciunile astea practice, am învățat foarte mult. Fiți contagios, mărturisiți, spuneți Domnului despre lucrurile acelea. Nu vă dați mai ce însemnătate au ele. Mie mi-au spart casa de trei ori. Și atunci întrebat în stânga și dreapta, cum să fac eu să nu mai spargă hoții casa? Ce nu luase prima dată, o dată a doua oară? Ce nu au luat o dată, o dată a treia oară? Veneam acasă cu o frică, știau că s-a blocat un cartier sărac, atât frică mi-era soția mea, parcă o vedea, se albea la față, cum dădeam pe stradă să intrăm la noi, se albea la față de frică, chiar o să găsească casa spargă. Și am întrebat și eu în stânga și dreapta, cum să fac, ce sisteme, ce câine să-mi iau? Rottweiler, ce să-mi iau? Ce câine să-mi iau? Să-i muște pe ăștia. Și la un moment dat, tot așa cineva, o soră, ce îmi dă un sfat, frate, ce, da, de ce, frate, da, roagă-te, frate, și dă-i casa asta ta lui Dumnezeu. Amin. Adică, da, cum adică să-i dă? Ce, da, frate, roagă-te, ce, roagă-te la poartă, zice, până la ultima, ultima cameră, care, roagă-te, zice, și dă. Și atunci m-am stat și m-am gândit și am zis, bă, dar dacă are dreptate. Și am luat și o Biblie și am încercuit casa de șapte ori. Și am zis, te dau lui Dumnezeu, te dau lui Dumnezeu, eu te dau lui Dumnezeu, tu nu mai ești a mea decât în acte, i-am zis. Dar eu te dau lui Dumnezeu și gata, zic, de acum nu mai ești a mea, ești a lui Dumnezeu. De atunci și până astăzi n-am intrat niciun hoț. Aleluia! Adică, până la urmă, va trebui să fim contagioși. Nu astea ce spuneți, bă, dar ce importanță are să spună chestia asta? Dar are importanță, că nu se știe la ce rezultat duce. Fiți contagioase. Spuneți și altora ce v-a făcut Dumnezeu când v-ați întâlnit. O să vă întâlniți, ați spus, dumneavoastră, ce v-ați zis la acolo? Dacă voi spune, cine crezi că vine data viitoare? În orice caz, ea nu va veni. Dar dacă spuneți, slăviți să fie Dumnezeu, ceva acolo s-a întâmplat cu voi. Dar am învățat ceva lucruri practice. Atunci o să vedeți că de la numărul ăsta o să fiți mai multe și mai multe și mai multe, slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Amin. Trebuie să fie slujirea, dragostea în slujire, trebuie să fie concentrată. Foarte important lucrul ăsta. E concentrată. Și ăsta este un lucru extraordinar de important în, în viața de slujire. Și e un lucru important pe care noastră va trebui să-l aveți în vedere. Iar uitați ce spun aceste femei. Cine ne va prăvăli
piatra de la ușa mâinii, erau concentrate. Ele când s-au dus să lucreze, când s-au dus să slujească, au stat tot timpul concentrate. Le-au zis, noi avem o problemă. Noi avem acolo o greutate. Și am băgat de seamă un lucru. Bărbatul uită. Îi spui, uite, ești pe aici, intră, pe aici este. Deci eu am văzut lucrul ăsta. La mine, la cine? La mine am văzut lucrul ăsta. Dar întotdeauna am văzut că femeile rămân concentrate. De obicei, bărbații, nu mai toca la cap, domne, cam să fac. De exemplu, eu am un garaj. Și acolo am niște tablă de schimbat, mai picură. Și mereu spune soția, fiecare sâmbătă, ce n-ai schimbat tablă la garaj. N-ai găsit pe nimeni să... Deci e foarte concentrat. Am văzut slujirea, de obicei, așa este tiparul feminin. E foarte concentrat. Dacă nu s-a rezolvat problema, uite așa. Rămâi concentrat pe problema, lasă că e bine. Că într-o zi bărbatul va zice, catrămâne, mă duc să fac, mă să scap. Rămâneți concentrate pe slujire, pentru că e foarte important să rămâi concentrată pe slujire, că nu da înapoi. Rămâi concentrată și e foarte important un lucru pe care va trebui să-l înțelegeți în slujire. De obicei, cel mai rău lucru este să te apuci de 10 lucruri și să nu faci niciunul bun. Pavel spune așa, dar fac un singur lucru. Unul singur. Deci eu fac un singur lucru. Unul deodată. Nu vă înhămați la mai multe deodată. Dacă aveți un proiect, duceți-l până la cap. Și apoi începeți un alt proiect. Deci nu vă deschideți. Ce se întâmplă în casă când deschizi toate ferestrele? Oh, răceală mare. Deci deschide câte una. Acum deschid la bucătărie, ai exces bucătăria. Acum o deschid pe cealaltă dormitor. Dacă deschideți toate ferestrele odată, se face un curent în casă, de-a doua zi ești deja bolnav, otită, strănunți și alte lucruri. Deci faceți, fiți concentrate și faceți câte un lucru deodată. Puneți-vă în minte un plan, duceți-l la bun sfârșit. Da? Și apoi după ce l-ați terminat, începeți cu următorul. Nu-i bun lucru ăsta. Amin. Așa să ne așteptăm. Amin. Amin. Bun. Dragostea trebuie să aibă memorie. Și este un lucru foarte important. Luca 24:8. Biblia spune, și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. După ce Domnul Iisus a stat de vorbă cu ele, și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Vreau să vă spun un lucru important aici. Una dintre marile probleme ale pocăinței în general, a mea, dar și a multor frați mei, este memoria. M-au întrebat oamenii și ne-au spus de multe ori, cum este posibil, după părerea ta, pastore, cum îl vezi tu pe Iuda? Cum te-a putut Iuda să facă asemenea nelegiuire, să vândă pe Domnul Iisus? Și a stat frâne de el. Și a spus, Iuda e bolnav de un lucru care probabil ne afectează pe noi toți. Memorie scurtă. Pentru că în ziua în care Domnul Iisus Hristos a avut o dispută cu el cu privire la femeia care a venit să lungă cu mir și a fost înjignit public Iuda, pentru că el nu era preocupat de femeie și de bani, ci era preocupat de ce spunea în pungă, pentru că spune Ioan că el era hoț. În ziua în care a fost înfruntat de Domnul Iisus Hristos, de ce face supărare femeii? Da? În momentul acela, memoria lui a suferit de ceea ce eu numesc memorie scurtă. Tot binele pe care l-a făcut Dumnezeu a fost dat deoparte și răul de moment a biruit în inima lui, pentru că inima după aceea s-a dus să-l vândă pe Domnul Iisus. Una dintre problemele noastre este aceea a memoriei scurte. Și vreau să vă spun un lucru, e foarte important. Chemați în ajutorul vostru memoria zilelor bune pe care le-ați avut. Este o cheie foarte importantă. Mă ocup acum noastră, știți, probabil unul noastră, eu am și specializarea de psihoterapeut și am luat această licență pentru că, în mod deosebit, am vrut să fiu de ajutor creștinătății. Eu fac consiliere la nivelul întregului București, la de biserica mea. Și vin foarte mulți oameni, chiar și nepocăiți, oameni care sunt în divorț și care vor să stau de vorbă cu ei. Și unul dintre lucrurile pe care, în consiliere, îl aplic de fiecare dată este faptul de a ne vindeca memoria. Când suntem în mijlocul unui eveniment traumatizant, avem ciudata impresie că toată viața noastră este cadă. Nimic bun nu mai se poate găsi, nimic bun nu mai există. Toată viața este nenorocire, suntem terminați. Și va trebui să chemați în ajutor memoria, pentru că au fost zile excepționale pe care le-ați avut. Recunoaște lucrul ăsta. Amin. Chiar soțul ăsta, care nu mai aduce flori, a devenit ca un urs, mai mult morme și sau sfore. Deci, propriu zis, sunteți dezamăgite. Eu vreau să vă spun că slujirea în dragoste presupune să chemi în ajutor memoria zilor bune. Ați avut și zile bune. Ați avut și momente fericite. Ați avut și clipe când v-a fost drag. Că ați fost cinstite și apreciate și iubite. Până la urmă va trebui să avem o memorie altfel, diferită de cea pe care o avem noi. Vedeți dumneavoastră că lucrurile rele au o putere fantastică, ele radiază. Lucrul rău e ca o caracatiță, ca o ele. Se urcă și acoperă tot ce este în tine și soarele nu mai răzbate. Și va trebui în momentul acela să chem în ajutor memoria. O, dar eu am avut și zile frumoase.
Eu am avut și lucruri bune. Unul dintre lucrurile pe care le fac la consilier este că îi trimit acasă și le spun pur și simplu, 7 zile, nu mai aveți voie să vă spuneți nici lucru rău. Vă trebuie să vă spuneți numai lucrurile bune. Și dacă nu-i de spus, taci. Eu am zis, nu mai fac un pas cu voi, până când 7 zile nu mă vorbiți de bine. După 7 zile, după ce se vorbesc cu bine, de bine, vin la consilier și spun, cum e? Zice, ce nu mai simțim așa de tensionați. Pentru că cuvintele au o mare putere. Pentru că cuvintele, odată dat drumul la acest asalt al cuvintelor, un val, spune Biblia, cheamă alt val, un cuvânt cheamă alt cuvânt. Cineva va trebui să pună frână la un moment dat. Ți-aduce aminte? Ce-ai zis, Domnul, când te-ai dat o căsuță, Doamne? Am mai vilă. Sau poate că ai o casă mai mult decât de gândit. Când mai e cheile la mână și descui ușa, că mai auzi din când în când ai auzit, slăviți să fie Domnul, cheile mele. O, cheile mele. Deci e important. Și cheile alea nu le ai numai tu, le ai împreună cu bărbatul tău. Și Dumnezeu te-a binecuvântat. Chemați în ajutor memoria zilor bune. Vă va ajuta să rămâneți în lucrare. Vă va ajuta să rămâneți în picioare, sănătoase, la minte și cu echilibru duhovnicesc. Pentru că tu nu vezi răul, dacă tu nu stai decât față în față cu ziua aceasta cenușie și spui, sunt prăpădită, sunt praf, nu mai pot face nimic, tu nu o să mai faci niciun pas. Rămâi acolo blocat. Rămâi suspendat între ceva care a fost și nu-ți mai aduce aminte și ceva care vine și numai rău. De aceea va trebui să chemați în ajutor aducerea aminte a zilor bune. Și trebuie, Biblia spune că este o poruncă, să nu uităm nici una din binefacerile. Să nu uităm. Și deci asta este un lucru important în lucrare. Eu, spre exemplu, când acasă se întâmplă să am anumite probleme, că se întâmplă să am anumite probleme, mă uit și mi-aduc aminte mereu de binele care Dumnezeu mi l-a făcut prin ea. Așa spun, Doamne, față de bine pe care mi-a făcut, tacă, deci nimic nu zic, pentru că e corect, e drept și dacă ați spune mai multe. Face și voi la fel. În slujirea voastră, în dragoste, chemați în ajutor zilele bune pe care le-ați avut. Chemați memoria zilor însolite. Chiar dacă apare cenușiu și e toamnă ploioasă. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Iubitele Domnului, aș vrea să vă spun un lucru important. Întotdeauna dragostea care slujește învață. În Matei 16:8 se spune în felul următor. În Marcu 16:8 se spune că n-au spus nimic nimănui. După ce s-au întors de la mormânt, după ce l-au văzut pe Domnul Iisus, sau mă rog, au văzut mormântul gol, zis, numai Maria Magdalena avea să-l vadă, de data aceasta n-au mai spus nimic nimănui. Au învățat o lecție, și anume faptul că i-au știut că Domnul Iisus Hristos a fost dat în mâinile celor mai mari, în invidie, a fost dat din pricina vorbelor. Marcu 16:8. Și n-au spus nimic nimănui. Deci, ce vreau să vă spun dumneavoastră? Vă rog frumos, sunteți atenți la ce vă spun. Amin. Dumneavoastră va trebui să învățați că cel mai bun prieten al vieții voastre este Dumnezeu. Amin. Amin. Vine Domnul Iisus Hristos la Marta și Maria. Marta se numește în traducere stăpâna casă. Era clar după comportament că era stăpâna casă. Nici Lazar nu crânea în casa aceea. Câte cuvinte a rostit Lazar în Biblie? Zero. Un cuvânt. Omul ăsta e omul care n-a rostit un cuvânt. Nu există pe seama lui nici o replică consemnată în Biblie. Deci e clar că Marta era o mână de fier, era stăpână acasă. Și la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos intră, Maria era acasă. Nu spune Biblia că Maria până atunci n-a făcut nimic în bucătărie. Ține spune de ce vă spun acum. Biblia nu spune că Maria a stat și s-a plimbat, sau că s-a împodobit, sau că s-a gătit. Deci cel mai probabil că Maria a făcut și ce a putut, dar când a venit Domnul Iisus Hristos, ea s-a topit, pur și simplu, și a preferat să stea la picioarele Domnului Iisus Hristos. Asta a fost alegerea ei. Alegerea pe care Domnul îi spune că e partea cea bună. Și dacă o să vedem de ce e partea cea bună, e că pentru că bucătăria dispare, prieten. Deci bucătăria nu mai avem în cer. Dacă trebuie să știți lucrul ăsta. Dar pe Iisus îl avem în cer. Amin. De ce e partea cea bună? Că pe pământul acesta bucătăria pleacă într-o zi, șorțul dispare, cozonacul nu o să mai fie, dar Iisus Hristos rămâne. Așa că va trebui să cumpăniți bine. Nu dați, știți, în direcția asta, că într-o zi lucrurile astea nu mai contează. Dar să-L ai pe Iisus Hristos, pe El contează. Bun, dar nu asta vreau să vă spun. Vreau să vă spun că la un moment dat, când ia să dea la picioarele Domnului Iisus Hristos, a venit Marta și a zis, dar ție nu-ți pasă că sorul meu stă și face ceea ce face, dar zici să vină în bucătărie să mă ajute. Care este lucrul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dezavoat și lucrul pe care eu vă învăț pe voi? Învățați, pentru că dragostea învață. Să nu vă spălați niciodată rufele în public. Indiferent cât de bun ar fi prietena ta, nu-ți da casa ta pe față.
Nu spune, nu-ți pasă că sorul meu nu mă ajută. S-a dus Domnul Iisus Hristos și a zis, Marta, eu vreau să spun un lucru, printre cuvinte ți-l spun. Eu am venit în casa asta și tu nu m-ai întrebat pe mine ce îmi doresc. Pentru că eu nu-mi doresc ca tu să stai în bucătărie acolo tot timpul, o oră, și eu să n-am cu cine vorbi. Am venit în casa ta și eu nu vreau să stau la masă, să mă întorc pe mine ca pe nu știu cine, ci eu am venit să stau de vorbă cu voi. Eu, de exemplu, când mă duc în casa cuiva, mai puțin mă interesează ce mănânc. Mă interesează părtășia cu oamenii aceia. De cele mai multe ori sunt obligat să mănânc, că vor să mănânc, dar eu nu vreau să mănânc. Eu nu mai vreau să beau cafea, să stau de vorbă cu tine. Dar trebuie și pe mine ce îmi place, întreabă și pe mine ce îmi doresc. Mă, de ce vine la mine? Tu îmi pregătești o masă, dar poate că eu sunt la dietă, că-s gras. Și atunci pe mine mă deranjează faptul că tu mă obligi să mănânc. Dar nu vreau să mai spun lucrurile astea. Bunulește, zâmbiți. Știu eu de ce zâmbiți. Las că știu eu, nu mai spuneți mie că nu știu, că știu. Bun, deci ideea care este aici? Voi niciodată să nu vă dați inima pe față. Aveți o greutate cu soțul vostru, aveți o greutate în familie. Nu vă spălați rufele în public. Amin. Pentru că lucrul acesta s-ar putea să fie un lucru de, care, de pe urma căruia să aveți numai pagubă. Ajungeți la un moment dat să fiți vorbiți de oameni care sunt nu oameni de ispravă. Pentru că mulți ascultă și puțin pricep. Și cei mai puțini sunt interesați să-ți ajute. Deci Iisus a uitat și a zis, Marta, tu nu faci bine. De ce vii să-mi opărești mie pe Maria? Maria și-a ales partea cea bună. Tu nu faci frumos ceea ce faci. Mă chem la tine în casă să fiu oaspete și oaspetului tău îl părăși pe soțul? Când el se duce să aducă cafea, tu îl bărfești pe soț care e în bucătărie, tu în fața copiilor tăi, te-a pus și spui, băi, tu ești un om care mi-ai mâncat tinerețea. Și după aceea te întrebi ce fiica nu se mărită, de frica faptului că dă peste unul ca el, că așa ai învățat-o. De ce a ieșit Leia și s-a dus Leia într-o țară la Sihem? Pentru că, nu Leia, Dina. De ce s-a dus Dina și a plecat din casă și s-a întâlnit cu acel prinț al Sihemului? Că toată ziua mai să stea cu bărbia sprijină în coate și se întreba, vine sau nu vine Iacov? Și probabil că toată viața i-a spus, mă, tu nu trebuie să faci, mă, că bărbații sunt niște nenorociți, mă. Uite-l pe Iacov, mă, i-am făcut sarmale, i-am făcut supă, i-am făcut tot ce a vrut, i-am făcut băieți, niciodată nu m-a iubit cum ar trebui și cum aș merita să mă iubesc. Și normal că Dina fuge de acasă, pentru că nu poate să stea sub tirada unei asemenea mame care vorbește despre soțul ei, că e așa că a făcut ca adres. Vreau să știți că lipsesc eu de acasă. Vreau să știți cât de puțin prezent sunt eu în viața copiilor mei. Vreau să știți ce le spune soția mea de fiecare dată. Mulțumiți lui Dumnezeu că a avut un asemenea tată. Pentru că Dumnezeu, prin slujirea lui, ne face și nouă parte de bine. Lăsați-l să fie ceea ce Dumnezeu l-a chemat să fie. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de distanță și telecomandă. Dumnezeu răspunde și acolo unde este el, ca și atunci când este în casă. Și mulțumesc Dumnezeu că s-a invitat telefonul mobil. Că stau câteodată ore și Marius este martor că toate zilele acestea am dus sunat acasă. Asta fac. Vorbesc la telefon o grămadă cu soția mea. Nu vă spălați rufele în public, învățați din greșelile precedente. Pentru că de multe ori în dragostea dumneavoastră aveți tendința să vă dați inima pe față și nu știți cui o dați. Aveți încredere una în alta, dar aveți încredere una în alta când privește lucrările lui Dumnezeu. Nu treceți din cordonie, da, cred în tine că ești copil al lui Dumnezeu, ești o soră credincioasă, dar eu, problemele mele, îi le spun lui Dumnezeu și le spun cu soțul meu. E important lucrul ăsta. Bun, dacă e vorba de un ajutor specializat. Dacă este cineva care are la Dumnezeu un dar, vreți să vă sfătuiți. Dacă e vorba să încredințați cuiva cu experiență, care aveți încredere, iată poveste, dar nu vă apucați să vorbiți în stânga și în dreapta. Nu vorbiți în fața copiilor voștri. E foarte important și lucrul ăsta îl subliniez a nu știu câte oară. Sunt copii care au venit la mine la vârsta adolescenței, 14-15 ani și zic, mă, tu fumezi, tu bei, mă, ție nu ți-e rușine, că spune-te oameni de pocăiți, mă. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Spargi la școală, faci rele, nu poți să înțeleg. N-ai că spune-te oameni de pocăiți. Ca copilul să-mi spune, ce oameni de pocăiți, mă? Dacă dumneata ai ști cât te vorbește tata și cât te vorbește mama, cum venim acasă de la biserică și stăm la masă, vorbește despre predica ta, vorbește despre tine, ce pocăiți, mă? Ce Dumnezeu? Mă, dar Dumnezeu ce? Dacă părinții mei, ce vor, să nu fumez? De ce vor să nu fumez? Dacă eu tot timpul am auzit numai bărfii în biserica. Și de cum a crescut copilul ăla? Bine? Nu, rău. De ce? Tu l-ai intoxicat. Înaintea lui Dumnezeu, tu ești vinovat. Pentru că tu ar trebui să ții cură. Și ar trebui, dacă ai o problemă cu biserica sau cu soțul sau cu alții, să te duci să vorbești cu Dumnezeu. Amin. Și dacă n-ai cu cine vorbi, rogă-L pe Dumnezeu să-ți dea pe cineva. Amin. Pentru că dacă vorbiți așa unde vă treziți, și dacă vorbim unde ne trezim, apoi să ne mirăm de faptul că copiii nu urmează pe Iisus, să ne mirăm de faptul că soțul acela nu mai are încredere în noi. O singură dată soția mea a vorbit cu o prietenă bună de-a ei, un lucru care ne privea pe noi. Și m-am simțit trădat. Și a spus, nu te supăra, înseamnă că nu mai ai încredere în mine. Spune mie ce fac rău. Că mă voi ruga lui Dumnezeu să mă aștept să mă schimb. Dar nu vorbim cu a doua persoană. Pentru că atunci când vorbești cu o altă persoană, ca și cum îi spune, în timp nu mai am încredere. În timp nu mai am nădejde că te schimb. Nu mai faceți lucrul ăsta. Deci dumneavoastră va trebui să învățați din greșelile pe care le-ați făcut. Și învățați de la aceste greșeli și nu le mai repetați. Amin.
Amin. Îmi place ce spuneau rușii, moldovenii noștri. Spunea ce, știți dumneavoastră că este un proverb care spune a greși e omenește. La care rușii, moldovenii noștri, spun așa, da ce, dar numai proștii stăruie în greșele. Și a greși e omenește, dar numai proștii stăruie în greșele. Bun, a greșit toate de două ori. Dacă stăruie în greșeală, atunci înseamnă că ceva e rău la mine, nu ce cap. Ați înțeles ideea. Sunteți de acord? Amin. Nu cu proverbul. Sunteți de acord cu ce v-am spus până acum? Amin. În Zeu să vă binecuvânteze. Slavă lui Iisus. Amin. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Cred că mă opresc pe aici, pentru că atât de mult am să vă spun că nu mă opresc. Când am început noi? Cât am luat și cât am luat? Și cât am stat? Cât am luat? Nici o oră. Sunteți înțelept, adică... Nu, 59 de minute, doar. Am înțeles. Scrie acolo, cât am stat? O oră. O oră, da? Vreau să vă întreb, dacă ne oprim aici cu dragostea, credeți că ar fi important măcar câteva lucruri să învățăm despre înțelepciune, doar câteva lucruri puntate? Amin. Pentru că noi am vorbit acum despre dragostea care slujește și care are aceste caracteristici, dar mai este un lucru foarte important în care eu cred, înțelepciunea. Și am să iau ca și text de referință pe Abigail. Abigail, o găsiți în Biblie, o găsiți în Biblie la 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Numai câteva lucruri vreau să vă spun despre Abigail. Și un lucru foarte important, îmi pare foarte bine că majoritatea dumneavoastră sunteți foarte tinere și frumoase. Deci asta este un lucru important. Deci veți înțelege ce vă spun eu acum dumneavoastră. Deci 1 Samuel 25. Biblia spune acolo un lucru. Dar știe cineva care este traducerea cuvântului Abigail? Abigail, ce înseamnă traducere? Tatăl meu este bucuros. Tatăl meu este bucuros. Sau bucuria ta, spune. Când s-a născut Abigail, s-a uitat și a zis, frumoasă, ești bucuria mea. Și taică a vrut să o mărite vin și a măritat-o cu un om bogat. Și numai bine ca numele logică. Deci, întotdeauna va trebui să înțelegem că în viață există un lucru și vreau să-l citiți împreună cu mine. Haideți să-l citim împreună cu mine. Deci, în felul următor. Cu 318 în Biblie. Vorbim despre soțul, numele soțului lui Abigail. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Și acum vă rog să citiți cu atenție. Era o femeie cu și frumoasă la chip. Dumneavoastră vedeți care este ordinea pe care Dumnezeu o reține? Dumneavoastră vedeți care este ordinea pe care Dumnezeu o reține? Nu spune era o femeie frumoasă și cu judecată, ci era o femeie cu judecată și frumoasă. Pentru că întotdeauna să știți un lucru, frumusețea care nu se trece, e frumusețea minții și frumusețea sufletului. Amin. Întotdeauna Dumnezeu spune că frumusețea cea mai importantă e frumusețea spirituală. Amin. Pentru că bucuria tatălui, că era o fată, un odor de fată, a nenorocit-o. Pentru că el n-a înțeles până la urmă că frumusețea aceasta din exterior va trebui gândită împreună cu Dumnezeu. Abigail într-un târziu devine bucuria tatălui, cu tâmare. Bucuria tatălui ei a fost și a măritat-o prost. Ea n-a avut drept de opțiune, că în Israel nu se măritau fetele cum voia avea. Și a trimis-o după un om bogat, crezând că de fapt o protejează prin faptul că se căsătorește în felul ăsta. Ce vreau să vă spun eu acum, dragile mele, și asta este lucrul cel mai important. Vreau să vă spun că cea mai mare frumusețe și frumusețea care întotdeauna nu se va trece, este frumusețea aceasta a înțelepciunii. Dumneavoastră va trebui să înțelegeți că o femeie înțeleaptă când vorbește este văzută cu mult mai frumoasă. Și să știți că o femeie care este frumoasă și nu are înțelepciune, are în Biblie un proverb, nu vreau să vă spun, ceva cu un râd, cu un cercel, îl citiți voi, da? Deci e ceva groaznic, adică frumos și fără înțelepciune ești un fel de marfă. Că zic tinerii ce, n-ai văzut-o, frate Florin, ce marfă e fata asta? Și am zis, exact cum spuneți așa și este, că vă uitați de ele ca niște, ca o marfă. Și o fată care aude complimentul acesta, mă, sunt marfă, să se sperie. Pentru că marfă e de cumpărare. Înțelepciunea se dăruiește la Dumnezeu. Se contează foarte mult. Deci aș vrea să vă spun că sunt câteva lucruri în viață și am să vă dau un exemplu foarte interesant. Dumneavoastră ați auzit de Estera. Amin. Da? Pentru traducerea Estera înseamnă mirt. Nu o să fac acum să vă spun ce înseamnă mirt, dar mirtul este o plantă frumos mirositoare. Mulți spun, dumneavoastră cum se pare Estera? O poveste frumoasă, nu? Mi se pare una dintre cele mai mari drame ale Vechiului Testament.
Să vă spun de ce. Ester era de o frumusețe răpitoare. Când Duhul Sfânt spune despre o femeie că era frumoasă, apoi Duhul Sfânt a văzut multe frumusețe. Să înțelegeți că atunci când Duhul Sfânt spune că era frumoasă, înseamnă că era ceva deosebit. Și Duhul Sfânt spune și despre Abigail, spune și despre, și despre Estera, că era o fată frumoasă. O fată frumoasă care probabil s-a gândit, am și eu dreptul la fericire. Fata aceasta niciodată n-a fost fericită. S-a căsătorit cu un împărat pe jumătate nebun. Nu că a avut ea. A fost trimisă la un concurs în care n-a vrut să participe. A fost trimisă la un concurs ciudat, în care a fost cântărită și măsurată. Sentimentul pe care îl ai este unul de degradare. În momentul în care ești cântărit împreună cu alte zeci și sute care erau acolo, nu te poți simți femeie. E corect ce spun eu. Nu te poți simți iubită și prețuită. Pentru că, până la urmă, competițiile acestea au ceva ciudat în ele, pentru că ele lovesc exact în frumusețea noastră, în demnitatea umană. În fine, ea s-a căsătorit cu acest om. S-a căsătorit cu acest împărat. Noi să știți când a început să trăiască Estera? Noi să știți în ce zi s-a văzut Estera frumoasă? În ziua când a putut să se jertfească pentru cauza lui Dumnezeu. În ziua când a zis, pentru aceasta m-a trimis Dumnezeu, ce până acum am stat și mi-am pus o mulțime de întrebări, ce-i viața asta mea? Mai bine mă nășteam un om normal, m-am născut frumoasă și mă găsesc frumoasă, toată viața mea am suferit. Am un soț pe care nu mi-am dorit, am o rochie pe care n-am vrut-o, am o garderobă pe care nu mi-am dorit, lasă-te viața pe care am visat-o. Este una dintre cele mai ciudate povești din Vechiul Testament despre sacrificiu. Și a zis, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în ziua aceasta pot să-mi dau și eu seama că Dumnezeu din cer m-a trimis pentru acest plan ca pe mine să scape un popor. Ce este asta? Frumusețe spiritualizată. Frumusețea, dacă este spiritualizată, dă sens întregii tale vieți. Admitere e o ciudățenie ce cu tine. Adică toate aceste lucruri devin ciudate. Frumusețe fără înțelepciune e un lucru trist. Un lucru pur și simplu fără de înțeles. Un lucru care este găunos. E un lucru gol. Un lucru, știți cum spune Biblia? Că dacă este o frumusețe fără minte, e râdul, deci urât fără minte. Ciudat. Dar asta spune Biblia, nu spune eu, deci foarte ciudat. Acum, de ce vreau să vă spun? Înțelepciunea aceasta a lui Abigail este o înțelepciune pe care noi va trebui să o învățăm. Și câteva lucruri pe care înțelepciunea lui Abigail ne ajută să le înțelegem în această după-amiază în care am crezut că nu vorbesc decât 40 de minute. Interesant. Gata. Deci mă simt de-al vostru. M-a scucerit, când mă simt în largul meu. Eu când mă simt în largul meu, nu mă dau dus ușor. Primul lucru pe care l-am învățat de la Abigail este că înțelepciunea, rog frumos fiți atente, înțelepciunea este în alertă. Mă, iar o prostie în amat ăsta. Nu cum o prostie. Zice, ce s-a întâmplat? O venit să zic, ce s-a întâmplat? Zice, e grav. Tot sezonul acesta, David l-a protejat pe Nabal. A făcut gardă în jurul lui și l-a protejat de alți tâlhari. Și acum când David a cerut și el doar să-i dea ceva de mâncare pentru el și ostenii lui, Nabal pur și simplu l-a disprețuit și a dat un răspuns, David este supărat, s-a urcat pe cai și vin coace. Înțelepciunea este în alert. Ascultați ce vă spun eu acum. Bătălia nu e câștigată decât în ziua în care vor fi în cer. Să nu credeți nici soțului, nici copiilor, să nu credeți nimănui, lupta se poartă pe genunchi până la sfârșit. Amin. Să fiți în alertă, să fiți în alertă cu privire la lucrurile din viața voastră. Amin. Să nu considerați că ați câștigat războiul. Ascultați-mă ce vă spun eu. Un certificat de căsătorie nu e garanția faptului că sunteți căsătorit. Amin. Garanția faptului că sunteți căsătorit este că aveți înțelepciunea de sus, care vă învață să vă purtați până la cap. Nimic nu câștigat pe momentul acesta. Singurul loc pe care poți să-l ai pur și simplu fără să te, consum, e iadul. Ăsta fără să te consum poți să-l ai. Dar ca să ajungi în rai, este mai multă înțelepciune. Nu considerați nicio o bătălie câștigată. Mă ascultați ce vă spun acum? Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți înțelepte. Pentru că în privința aceasta aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne învață pe noi. Am văzut foarte multe, ne învață să fim înțelepți. Am văzut foarte multă neglijență. Am văzut și am consiliat zeci de cazuri în care atunci când am stat de vorbă, mi-am dat seama că, de fapt, lipsa acestei cumpăniri între înțelepciunea interioară și înțelepciunea exterioară duce la multe drame în familie. Pe de o parte, bărbatul este socotit ca fiind câștigat și neglijent. Din momentul acela nu te mai îngrijești. Cum vorbești, ce vorbești, când vorbești, cum o faci. Nu te mai îngrijești de alte lucruri. Și lucrurile acestea sunt dăunătoare. Va trebui să alternați această frumusețe interioară cu frumusețe exterioară. Pentru că Biblia spune în următor. Fecioara se îngrijește și se placă lui Dumnezeu. Și femeia căsătorită se îngrijește și se placă cui? Soțul ei. Alternați frumusețea interioară cu frumusețea exterioară. Pentru că dacă nu veți să faceți acest echilibru în permanență în viața voastră, dacă nu veți în alertă să înțelegeți un lucru, lumea a nebunit. Lumea a nebunit.
Bărbatul pe care îl ai, chiar soția pe care îl ai, sunt atâția alții care vor să-ți ia. Știați lucrul ăsta. Să fiți conștiente, să fiți în alertă. Măi, dar e pocăit, nu o să facă. Fiți cu ochii în patru. N-ați mai asta știi. Eu vă spun să fiți cu ochii în patru. Ce înseamnă asta? Mă rog ție, Dumnezeu, să păzești casa mea și familia. Amin. Ține-mi bărbatul sănătos la mine. Dar eu cele mai multe ori te relaxez și spui, dar cum adică, dar nu m-a luat, trebuie să mă iubească. Obligatoriu. Nu-i așa. Amin. Ar trebui ca fiecare, știți cum mă gândesc eu când mă trezesc dimineața? Acum, iertați-mă, să-i felul meu de a fi. M-am educat așa. I-am spus, astăzi este o zi în care trebuie să-mi cucerezi din nou soție. Oare ce ar trebui să fac să fiu aproape de ea? Și am descoperit, spre exemplu, un interesant, extraordinar. Și m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a învățat. Soția mea are un vis. Dacă Dumnezeu ajută și dacă și voi să spuneți un amin, dacă sunteți așa cum vă știu eu, soția mea o să scoată o carte de poezie. De vreo un an, jumătate, aproape 2 ani lucrează. Și în fiecare seară când ajung acasă, pentru că, sigur, am citit foarte mult, noi suntem într-o arie în care așa ne-am interferat cu poezia, în fiecare seară îmi spune, hai să spun ce poezie am scris. Și îmi citește poezia și îi spun ce mi se pare bun, ce mi se pare mai puțin bun. Citim foarte mulți poeți celebri și comparăm lucrurile. Și stăm de vorbă de o oră jumate, două. Și ce se întâmplă după ce stau de vorbă cu ea în felul acesta? E bujurat. Mă iubește. Am câștigat. Stau cu ochii în pat. Să nu-l aud alții pentru poeziile pe care le faci. O aud eu. E mea. Fiți cu ochii în pat, fiți atenți. Întotdeauna fiecare are o cheie pe care trebuie să o răsucim ușor. Fiecare are o sensibilitate, o vulnerabilitate. Fiecare răspunde la niște stimuli. Cineva răspunde la o floare, cineva răspunde la o excursie. Deci va trebui să fie cu ochii în patru. Dacă această femeie pleca de acasă, dacă această femeie nu era cu ochii în patru, dumneavoastră credeți că s-ar putea ca nici ea să fie rămas în viață? Nebunia capătă forme de care nu te aștepți. Putea să vină David să treacă prin sabie pe toți, slujitori, soți, putea să moară și ea. Dar femeia aceasta a fost cu ochii în patru. De ce? Înțelepciunea este în alertă. Adică cum adică, dar să mea pe mine? Ce spune Biblia? Voi nu sunteți în necunoștință cu privire la planurile celui rău. Ei, nu suntem. Cei mai mulți dormim. Ce scură el? Abar n-avem. Vine peste noi vălătucul. Doamne, ce s-a întâmplat? Păi dacă n-ai vegheat, trebuie să fiți cu ochii în pat. Amin. Înțelepciunea ei sunt alert. Eu nu sunt cer. Eu încă nu sunt mântuit. Da, sunt iertat de Iisus. Dar mântuirea trebuie să duc până la capăt. Eu încă nu mi-am câștigat casa. În ziua care o văd în cer, zic mărire lui Iisus Hristos. Dar trebuie să fiu alert. Eu trebuie să fiu în alert. Trebuie să fiu cu ochii în patru. Înțelepciunea este în alert. Abigail, o femeie înțeleaptă. A aflat, a ascultat, s-a dus. Un lucru foarte important, care trebuie să-l înțelegem noi. Asta îmi place extraordinar de mult. Abigail zice, cât timp avem la dispoziție? Puțin. Deci dacă calculăm timpul pe care îl are David la dispoziție și tu, zice, ție nu-ți iese planul. David o să fie aici, mai degrabă ca tu să fii aici. Dar ce spune Abigail? Știu o scurtătură. Îmi place extraordinar. Înțelepciunea știu că nu o scurtătură. Deci lasă-mă că vorbesc eu cu el. Deci știu o scurtătură. Dumneavoastră va trebui de fiecare dată să înțelegeți și să căutați să-l cântăriți pe cel de lângă voi. Va trebui să aveți această înțelepciune de a ști care este scurtătura către inima celui de lângă voi. Pentru că Abigail a plecat pe o scurtătură și a ieșit la vreme înainte lui David, până ca el să plece. Că dacă omul ăsta a încălecat, pe măsură ce drapul cailor sau îngoanele se enerva mai tare. Se enerva mai tare și nu se mai oprea, vă spun eu. Dar în momentul în care, înainte să plece, ea l-a găsit acolo unde l-a găsit, el a fost temperat și lucrul s-a potolit. O scurtătură. Va trebui să găsiți o scurtătură. Dumneavoastră, va trebui să faceți efortul. Mă, ce scurtătură are ăsta? Deci, cum fac eu scurtătură? Deci, trebuie să fie. E bucuros. Zice, mă, plăcim de asta, ce-mi place. Și atunci ai spui, știi, de fapt, am vrut să spun încă un lucru. Măi, a trebuit cumva, zic eu, nu știu, a trebuit să reparăm și acoperișul. Și atunci ai spuneți și lucrul ăsta, o scurtătură. Găsiți o scurtătură pe înțelepciunea. Găsești o scurtătură pentru că cunoaște. La mine, spre exemplu, deja știu momentele, știe când sunt generos, știe când sunt dispus. Întotdeauna soția mea stă de vorbă, lucrurile cele mai grave cu mine stă de vorbă, după ce ies din cămăruță. După ce ies din cămăruță de la rugăciune, de obicei lunea, când stau ceasuri bune, îmi dă telefon. Și atunci face toate planurile. De ce? Acum, zice, mă încred foarte mult, zice, în mintea ta. Cât? Că ai stat câteva ceasuri la rugăciune. Zice, înainte n-am curat să vorbesc cu tine. Acum, ce, da, zice, stăm de vorbă că ai venit la rugăciune. Scurtături. Scurtături pentru că acestea ajută. O oră și tot. Deci, 10 minute, da. Da. Un lucru foarte important care este la înțelepciunea face o diferență între
între darul și dăruitor. Deci, vreau să o să îl sară puțin ciudată formularea aceasta, dar am să vă exemplific. Zice, la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu, în felul următor, haideți să ne uităm și să vedem ce spune cuvântul Domnului. În momentul în care Abigail ajunge, spune în felul următor, zice, acum Domnul meu, versetul 26, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi, primește darul acesta pe care aduce roba ta, Domnului meu, să împartă oamenilor tăi. Iată, te rog, vine roabei tale, căci Domnul va face, Domnului meu, o casă. Lucrul pe care îl face Abigail în momentul când ajunge în fața lui David, este să se smerească de o manieră fantastică. Nu numai că femeia aceasta se smerește, numai că se pleacă la picioarele lui, dar femeia aceasta vine și cu un dar. Este foarte important, dragile mele, să înțelegeți un lucru în viață. Să știți că nu întotdeauna darurile pot răzbate. Va conta foarte mult dăruitorul. Dumneavoastră va trebui să înțelegeți că atitudinea de pe urma căreia veți avea cel mai mult de câștigat în viață e nu aceea de a cumpăra cumva atenția soțului dumneavoastră, nu este aceea de a cumpăra cumva favorurile lui, ci este atitudinea de dăruitor. Adică smerenia este aceea care aduce foarte, foarte mult bine în viață. Înțelepciunea va trebui să se smerească. Și am să dau un exemplu pe care eu l-am făcut, pe care eu l-am trăit. La un moment dat am avut o dispută cu soția mea. Și atât de mult ne-am contrazis pe o temă ceva groaznic. Ea da, eu nu-i o da. La un moment dat am stat și m-am gândit și m-am dus în camera mea și m-am așezat puțin și m-am rugat pentru că mi-am dat seama că n-aș avea niciun înțeles. În măsură ce mă rugam, mi-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu vrea ca eu să mă smeresc. Și am zis, Doamne, ce tip de smerenie vrei tu? Și Dumnezeu mi-a spus în următor, eu vreau ca tu să înțelegi că ea are dreptate. Dar vine greu. Zic, asta. Și atunci am zis, Doamne, accept, pentru că cuvintele tale sunt cuvintele tale, nu argumentez. Și atunci am spus, Doamne, înseamnă că ea are dreptate. Uite, eu mă smeresc și mă duc să îi cer iertare. Dumnezeu a făcut un lucru interesant. În același timp, toția mea tulburată s-a dus să se roage. Și mi-a mărturisit că rugându-se, Dumnezeu i-a zis, eu aș vrea ca tu să te smerești. Și zice, i-a zis, dar eu cum să mă smeresc? Ce, tu eu aș vrea să înțelegi că ea are dreptate. Deci nu vă spun povești acum. Și a zis și eu n-am dreptate, n-ai. Nu era un lucru important, nu era ceva care ține de Biblie, ca să mă înțelegeți. Ceva lucru din asta, de casă, obișnuit. Și în timp ce eu mă duceam din camera mea către camera ei, a venit din camera ei către camera mea, și nu din spate. Și a zis, te rog să mă ierți, te rog să mă ierți. Cine se smerește, dă un dar mai bun decât orice altceva. O să spuneți la un moment dat, dar nu poate să vă adresa, camera e, casa e curată, lună, haina este cămașă călcată, pe masă este mâncare. Da, dar să vă spun un lucru. Atitudinea face totul. Atitudinea face totul. Este o mulțime de daruri. Dar cel mai important este să fii un dăruitor. Darul este darul și dăruitorul este dăruitor. Și la un moment dat spune Abigail în înțelepciune, ia, te rog, vina roabei tale. Care-i vină, mă, femeie? Care-i vină? Că el e un nebun, cum e și numele. Iartă de o vina mea. Deci eu ne-am becheat, zice, eu ies vinovată. Eu de să mă îngrijez. Dar tu n-ai nicio vină. David a strădat și a zis, măi, dar zice, tu n-ai nicio vină. Dar pe măsură ce spunea, n-are nicio vină, se întreba, dar cum poate femeia asta să facă așa ceva? Și s-a potolit. De ce? Pentru că ea a făcut un lucru extraordinar. Vedeți, dumneavoastră, chiar vreau să închei cu asta și nici nu vă mai țin gata, mă iubesc. Deci vreau să spun un singur lucru. În viață contează un lucru extraordinar. Să înțelegeți această diferență între dreptate și iubire. Am vrut să mă întreb foarte sincer pe voi. După dreptatea lui Dumnezeu, care dintre noi trebuia să mai trăiască? Mâna sus. Țineți-o mâna. Nici unul nu mai trebuia să trăiască. După dreptatea lui Dumnezeu trebuia să murim toți. Dumnezeu s-a uitat și a zis în felul următor. După dreptate, ei trebuie să moară. Dar după dragostea pe care o am în suflet, eu vreau că ei să trăiască. Și atunci Dumnezeu a zis, da, dreptatea e dreptate, trebuie să o împlinesc. Și l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi. Dar Iisus Hristos a lovit unde? Tot în dragostea lui de Tată. Că pe El l-a costat. Și Domnul Dumnezeu a zis, între dreptate și iubire, ales să sacrific uneori dreptatea, pentru ca iubirea să poată să ajungă la un înțeles. Vă trebuie să înțelegeți în viață că nu e atât important cine are dreptate. Mă, cine are dreptate? Când tu ai dreptate și spui, ai văzut că am dreptate, cu ce te faci mai sfântă?
Dar în momentul în care te sacrifici în dragoste și spui, bine mă, hai tu de trate. Nu te simți colosant. Tu știi ceva ce el nu știe. Tu te-ai smerit. Dar o știe Dumnezeu în cer. Aș vrea în numele Domnului Iisus să înțelegem lucrul acesta și Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Poate ne mai întâlnim, poate vom mai sta de vorbă. Aș vrea să-mi puneți întrebări. Vă rog să fiți deschise. Vă rog să fiți sincere cu mine și dacă eu vă pot răspunde bine, dacă nu, o să recunosc că nu vă pot răspunde. Așa, puneți-mi întrebări. Sunt aici, bineînțeles. Puteți să-mi puneți întrebări și deschis. Ca un test de sinceritate. Ne-am vorbit despre dragoste și despre înțelepciune. Bun? Poți să citesc cu voce tare, nu? Că mi s-a spus mereu că o femeie nu trebuie să dea o învățătură sau să corecteze posibil o greșeală unui bărbat, conform cuvântului din Biblie, că dacă femeia nu a înțeles ceva, să întrebe pe bărbatul ei acasă. Păi dacă am înțeles bine, cu semnul întrebării, și am văzut în Biblie că scrie contrar, de ce un bărbat nu admite greșeala, dar doar că îl corectează o femeie? Spun lucrul acesta cu durere, că am auzit predicându-se că nu putem să corectăm un bărbat, ci doar să învățăm femeile. Ce părere aveți? Ce spune Dumnezeu? Menționez că dacă o femeie, dacă unei femei se întâmplă să o facă frumos și în mod umil, mă gândesc de mult, mult timp la acest lucru, mi s-a spus mereu de mică că eu sunt femeia unui bărbat și chiar dacă spune o erezie sau dacă îi arat că în Biblie scrie altfel, pentru că sunt femeie, nu pot da învățătură biblică. Vreau să vă spun un lucru, dragile mele. Adevărul nu se negociază. Și adevărul nu ține cont de natură, că e bărbat sau femeie. Adevărul este unul singur, biblic. Amin. Și dacă un bărbat spune, deci ascultați-mă, vreau să vă spun un lucru, dar să nu mă certați prea mult pentru asta. M-am dus într-o biserică, la țară. Mulțumesc, frate. M-am dus într-o biserică la țară. Și când vine un grup din București la țară, e un eveniment. Și ne-am dus cu niște tine. Și când am ajuns la biserică aceea, mă întârzeam puțin, pentru că era, n-am este ușor. Și când am venit în biserică, era un frate bătrân, în vârstă, era la avon. Și am intrat, ne-a văzut, era acolo conducătorul, am venit la, ce știu eu, 10, probabil, și vreo 5 minute. Și fratele acela era la ora biblică, pentru că noi întârziind, l-am pus la ora biblică. 10 și 5, a început să vorbim, vorbea, 10 și un sfert, vorbea, 10 și jumătate, vorbea. Am mai văzut foarte sincer, dacă ar fi vorbit lucruri care să fie zinitoare, n-ar fi comentat nimic. M-am uitat și am zis, mă, dar când se oprește omul ăsta? Că noi suntem aici, am venit cu tineri din București, la închelui, vrem să cântăm, vrem să spunem. Și mă rog, în fine, și dacă cineva e mai slab, dacă vine din alte cetate, poate că prin noutate, poate să fie un pic mai atrăgător. În fine, ca să mă speresc. Bun, și la un moment dat se rupuse 11 vreun sfert, 11 vreun sfert. Toată biserica fermea. Ăla păstor m-a uitat la el ca cu un pământ. N-avea niciun curaj să-i spună, știu ce, bătrânul ăla era acolo. Și la un moment dat, Dumnezeu să binecuvânteze, n-am suit-o în viața. Se ridică o femeie. Frate, zice, Dumnezeu să te binecuvânteze. Biserica, amin! Ne-ai plictisit, zice. Și ne-ai plictisit. Și noi am venit, frate, să-l ascultăm pe, tinerii ăștia din București. Frate, te rog în numele Domnului, ce lasă-ne și pe noi astăzi să ascultăm cuvântul. La care bătrânul s-a uitat la mulțit și a coborât de la amvon. Eu am zis, mărime Domnului pentru asemenea femeie, aș lua un comitet. Deci eu aș lua un comitet să pun acolo să spun adevărul de fiecare dată. Deci, ce vă răspunde eu cu lucrul ăsta? Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, ridicați-vă și dacă o erezie este o erezie, ridicați-vă, eu am curaj să spun, ridicați-vă și spuneți, bine, frumos să vorbiți cu păstorul. Și spuneți, frate, așa ceva nu e scris în Biblie. Eu n-am înțeles în felul acesta. Veniți și lămuriți-vă că, până la urmă, adevărul Dumnezeu nu e negociabil. Tu ești femeie și n-ai dreptul. Cum adică? Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Parte femească și parte bărbătească. Și tu ai minte și eu am minte. Și tu ai suflet și eu am suflet. Da, în biserică femeia nu trebuie să dea învățătură. Adică, ce vreau să spun? Nu se ridică cineva, ce frate, am și o mărturie. Și când se zice acolo și spune așa, în Filipeni să scrii și trăiește. Deci, nu, lucrul ăsta nu. De ce? Eu vreau să vorbesc. De ce? De ce Dumnezeu a gândit lucrul ăsta? Întâi un argument este a Sfântului Apostol Pavel. Căci păcatul a venit mai întâi prin femeie. Și o să spun, și ce înțeleg eu practic din lucrul ăsta? Ce înțeleg eu practic din lucrul ăsta? Aș vrea, Domnule, să înțelegeți că nu se face referire la o societate bărbătească. Domnule, iudeii erau atunci, erau o societate bărbătească și din pricina asta femeia nu trebuie să dea învățătură. Aș vrea să vă spun un lucru. Sunteți structurate într-un mod diferit. Unii sunt analitici și alții sunt sintetici. Felul dumneavoastră de a fi este foarte emoțional, este foarte afectiv.
Împărțirea Cuvântului Dumnezeu este un atribut pentru bărbat, pentru că dumneavoastră sunt așa de emotive, sunt așa de emoționale, că n-ați putea face lucrul ăsta. Este structural vorbind o diferență. Dar Dumnezeu vă dă dreptul în biserică să dați mărturii, să vă întâlniți, să studiați în Cuvântul Dumnezeu împreună, să dați învățătură copiilor voștri. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, învățați-l și pe bărbatul vostru Biblia, dacă nu știe. Învățați-l Biblia, dacă nu știe. Pentru că eu, spre exemplu, acasă, sunt foarte atent. Dacă am zis ceva, mă prezenește mine acum la două. Dacă am zis ceva la învol care nu-i bine, vreo greșeală, mi-a spune acasă. Eu vreau să vă spun că ce sunt astăzi, datoresc mult timp. Pentru că după un an de zile când am venit păstor, eu venitam cu schița. Deci schița, eu dacă aveam schița, am schița pe lui. Schița în trei culori. Pac, 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 era schița. Odată după un an de zile de predicat în felul ăsta, mă întorc acasă. Mă duceam cu soția mea, era cu mașina și-o întreb Mina, zic eu, cum ți-a părut astăzi la biserică? Ea se cesă și spune, Florine, de fapt, care e întrebarea? Vrei să știi cum ai predicat? Sau vrei să știi cum am simțit la biserică? Și eu atunci rușinat am zis, știi, de fapt, eu vreau să știu cum am predicat. La care soția mea spune, deodată, cum e? Deci, Florine, cred că e cea mai proastă predică pe care m-am auzit vreodată. Deci, cam am fost. Știți de ce m-a deranjat? Am zis, cum adică m-a dat? Niciunul nu-i sub mine. Eu, după mine, strage mine, cel mai slab dintre toți. Asta m-a deranjat. La care ea spune felul dorice, Florine, asta spune cu ca să nu înțelegi greșit, ci că așa ești de super repede, întregi și după aceea te super că ai întrebat. Deci, în felul următor, zice, vreau să înțelegi un lucru. Tu studiezi Biblia. Tu vii și spui lucruri din Biblie. Dar tu nu convingi, Florine. Noi nu avem nevoie doar de un om care să ne spună ce e în Biblie, că citim și noi. Ne trebuie un om care să aibă puterea. Amin. Puterea. Amin. De Dumnezeu. Amin. Să ne convingă de lucrurile de Dumnezeu. Amin. Și azi, asta îți lipsește. Și de atunci m-am băgat în căpăruță și de lei cu rugăciunea și am zis, Doamne, am înțeles că trebuie putere. Dar să știți, mama, că e lucrul ăsta. Și de așa am înțeles eu că cine nu se roagă, a trebuit să-și vadă lumea. Ca să înțelegeți cu privire la învățătură. Deci după mine, să vă ridicați, să spuneți, păstorul, frate, nu te supărat în ce s-a spus, eu nu citesc. Spune tu cum e părerea ta. Bun. Jurământul pe lucru, pe Biblie, este un lucru bun în familie. Vreau să vă spun următorul lucru. Nu. Pentru că Biblia spune să nu jurați nici pe altar, să nu jurați. Știți ce este bun în familie? Cuvântul dat. Cuvântul dat este amin și ce trece peste el, da sau nu, și ce trece peste el, nu vine la Dumnezeu. Normal, un om trebuie să-i pun. Adică dacă îl pune să jure pe Biblie, de asta credeți că un om care a făcut păcat, nu va face și păcatul să jure strâmb? Mai băgați acum păcat. Știți de ce îl pune să jure pe Biblie? Că nu mai aveți încredere în el. Corect ce spun eu. Și dacă nu mai aveți încredere în el, de asta credeți că un jurământ pe o Biblie rezolvă problema? Nu așa se rezolvă problema. Dar va trebui să stați de vorbă și să îndreptați situația de la rădăcină, așa cum este. Că dacă îl pune să jure pe Biblie, de Biblie este format de nimic. Deci va trebui să îndreptați problema că nu i-a părut ea. Să vă recâștigați încrederea în el. Că dacă îl pune să jure pe Biblie, clar că nu aveți încredere. Așa că nu asta rezolvă problema, ci căutați să vedeți de unde a plecat fisura. Bun, gata. Mai sunt întrebări, mai sunt. Nu că au plecat două surori și o milă de voi. Deci dacă mai sunt, plicați o mână, vă rog să fiți deschise. Adică atât cât, dacă vreți să oprim camera și ne mai află nimeni ce am întrebat aici. Întrebările pot fi șterse. Da, că eu stau pentru ce am spus. Da, nu am întrebat. Și nu mai camintez de la anul și gata. Dacă aveți, spuneți, deschis, întrebări, deschise. Vă răspund sincer, da, vă rog. Atacă ca pe cei. Vindecarea emoțională sau vindecarea fizică? Vindecarea fizică. Vindecarea în familie sau? Bun. Vreau să vă spun următorul lucru care este foarte important pe care vreau să trebuie să-l știți. În primul rând, Iisus Hristos este Mântuitor. Amin. Deci, atunci când Domnul Iisus Hristos garantează că sufletul nostru va ajunge în rai, dacă noi credem în El, El o face. Viața noastră anterioară este o viață care de cele mai multe ori, dacă n-am crescut într-o familie de pocăință, este o viață dezvoltată. Este o viață în care e posibil ca omul să fie băut, să fie fumat, să fie făcut multe lucruri și să fie consecințe în trupul lui. Va trebui să înțelegeți de fiecare dată că atunci când vorbim de mântuire, vorbim despre mântuirea sufletului. Faptul că Dumnezeu vindecă sau nu vindecă un om care se întoarce la el, depinde de mila lui Dumnezeu. Amin. Niciun om nu putea să-i impunem lui Dumnezeu și nu putea să-i poruncim lui Dumnezeu, Doamne, dacă el acum a crezut în tine și s-a mântuit, tu îndepărtează-vă de consecințele din viața lui. Pentru că acestea sunt consecințe naturale ale felului în care am trăit viața. Trupul acesta care este țărână, se va întoarce în țărână. El are o altă lege decât legea sufletului și Duhului.
Însă, dacă cineva dorește să apeleze la vindecare, eu vă propun următorul lucru pe care noi îl exersăm. Și spun lucrul ăsta pentru că luni de luni în biserică noi ne întâlnim sute de oameni care ne rugăm pentru vindecare. Și de-a lungul a câțiva ani de zile am cercetat lucrul ăsta. Vreau să spun unul dintre lucrurile cele mai importante. Întâi de toate, înarmați-vă cu gândirea că de Dumnezeu depinde. Dacă Dumnezeu voiește, mărire lui Dumnezeu. Amin. Dacă Dumnezeu nu voiește, mărire lui Dumnezeu. Amin. În primul rând, va trebui să aveți gândirea aceasta a unui om care lasă totul în mâna lui Dumnezeu. Când vă rugați pentru vindecare, nu fiți mult prea concentrați pe lucrul ăsta. Pentru că de cele mai multe ori, oamenii nu pot, la un moment dat, să-și mai mute gândul de acolo. De ce Dumnezeu nu mă vindecă? A trebuit să pleci cu o învățătură corectă. Dacă Dumnezeu voiește, o va face. Dacă Dumnezeu nu va face, este binele Lui. Pentru că eu nu vreau un om sănătos care să meargă în iad, ci vreau un om mântuit cum vrea Dumnezeu. Amin. Bine mai mare neurologie decât să fii sănătos, să pleci în iad. Deci mai bine Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Deci întâi de toate vom spune următor. De Dumnezeu atârnă și Dumnezeu, dacă voiește, o va face. Dar, spune Biblia următor, stăruiți. Și rugăciunea stăruitoare este extraordinar de importantă. Când spun rugăciune stăruitoare, nu mă refer numai la faptul că eu în fiecare zi trebuie să mă rog. Vă rog să fiți atent la ce vă spun. De cele mai multe ori rugăciunea noastră sunt repetitive. Cum adică? Doamne, vindecă, vindecă, vindecă. Nu. Deci când Dumnezeu spune să stăruim, Dumnezeu nu spune să repetăm rugăciunea. Spune să o aducem în fiecare zi. Fiecare zi să ne rugăm. Dar dumneavoastră va trebui ca în fiecare zi să mai învățați ceva. Când vă rugați pentru vindecarea cuiva, rugați-vă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă descopere cum trebuie să rugați. Pentru că e posibil ca omul acelui Dumnezeu să-i ceară o îndreptare. Dumnezeu să-i ceară o atitudine nouă. Dumnezeu să-i ceară o slujire pe care i-a dat-o. Dumnezeu să-i ceară ceva. Când vă rugați pentru vindecare, spuneți, Doamne, învață-mă să mă rog. Pentru că Duhul Sfânt a trebuit să stea de vorbă cu voi. De multe ori, vindecarea este condiționată de o promisiune, de o făgăduință, de o întoarcere la Dumnezeu. Este condiționată, poate, de o alegere pe care omul respectiv poate să o facă. Sunt mulți oameni care spun, frate, sunt astenic, sunt trist. Am intrat în depresie. Când am stat de vorbă cu ei, mi-am dat seama că undeva au refuzat planul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus să facă ceva, n-au făcut acel ceva și au intrat într-o stare din aceasta de boală lăuntrică. Și nu vor ieși din starea aceea rugându-se, Doamne, vindecă-mi depresia, decât în ziua în care vor face voia lui Dumnezeu și se vor întoarce la planul inițial. Pentru că Biblia spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. De ce? Pentru că de acolo trebuie să faci pași înapoi. Nu trebuie să-ți aduci aminte doar pur și simplu, că trebuie de acolo să faci pași înapoi. Deci vindecarea presupune mai întâi gândul. Al lui Dumnezeu este vindecarea dacă fac, dacă mă dă, mă dă. Doi, fiți stăruitori. Dar nu doar stăruitori, ci înseamnă că în fiecare zi te rogi Dumnezeu să spune, descoperă cum trebuie să mă rog. Ce trebuie de la o parte? Trei, puniți rugăciunea pe postul. Foarte important lucrul ăsta. Post înaintea lui Dumnezeu, stăruitor. Fiți încăpățânați, îndârjiți. Adică nu vă lăsați. Biblia spune, rugați-vă și să nu vă lăsați. Și asta e foarte important. Apoi, e foarte important când dumneavoastră v-ați unit rugăciunea cu postul, să mai faceți un lucru. Să aveți totdeauna în jurul dumneavoastră oameni de încredere cu care să vă rugați. Părtășie Sfântă. Va trebui să înțelegeți că dacă doi se îndoiesc să ceară lucrurile și îl cer fără să se îndoiască, Dumnezeu le va da. Va trebui să învățați să vă rugați în grup, să vă uniți în privința aceasta. Și un lucru care este foarte important este acesta. Puneți-vă mereu întrebarea aceasta. Doamne, eu vreau să fiu vindecat. De ce? Să aveți în minte totdeauna că Duhul Sfânt, când spune vreau să fiu vindecat, vă întreabă de ce? Doamne, nu vreau să trăiesc cu boala asta, mi-e inconfortabil, nu mă simt bine. Oamenii, vreau să vă spun un lucru și Dumnezeu să vă ajute să înțelegem lucrul ăsta. Dumnezeu ne vindecă ca să fim puternici în a aduce slava Lui pe pământ. Dumnezeu nu are ce să mă vindece pe mine să-mi fie doar mine. Dumnezeu mă vindecă ca să fiu un mai bun lucrător. Întrebați-vă de ce să mă vindece Dumnezeu. Pentru că la un moment dat oamenii vor să fie vindecați, vor să doar ca să fie mai bine. Dar Dumnezeu zice, dacă eu te-am vindecat, tu trebuie să faci ceva pentru slava Domnului meu. Întrebați-vă de ce doriți această vindecare. Sunt câteva lucruri care le-am dat în minte. Ele sunt mult mai complexe, sunt mult mai probleme. Și e foarte important când dumneavoastră vă rugați. Mi-aduc aminte de o soră, a avut un accident. Și la un moment dat, coloana vertebrală s-a fisurat exact aici, la bază. Și sora nu putea să țină capul. Era sora aceea atârnat, deci dacă se rupea cu totul, paralizat. Și gâtul era ținut aici de un durer tare, atât de tare o durea ceva îngrozitor. Și sora aceasta s-a rugat și la un moment dat a zis, mă rog, zicea, și deschid Biblia. La spital ai multe Biblie. Și când a deschis Biblia, a dat la psalmul care spune, Dumnezeu îmi înalță capul. Și când s-a uitat la versetul, Dumnezeu îmi înalță capul,
Cuvântul acela a lucrat în ea o credință fenomenală. Și a zis, asta înseamnă că Dumnezeu îmi susține capul și nu să-l scap. Că Dumnezeu îmi înalță capul, așa spune salmistul. Și în momentul acela a fost cutremurată din cap până în picioare și vindecată instantaneu. Pentru că s-a bizuit pe făgăduința Domnului. N-ascultați în stânga și în dreapta când vă rugați pentru vindecare. Deschideți Cartea Sfântă și spuneți, făgăduința lui Dumnezeu este. Și atunci vă bizuiți pe acea făgăduință și rugați-vă lui Dumnezeu cuvântul lui. Cuvintele mele sunt slabe. Dumnezeu n-are ce să lucrezi la cuvintele mele. Dar Dumnezeu lucrează la cuvântul lui, că și vom auzi. Doamne, nu e vorba despre mine. Nu e vorba de ce cred eu. E vorba de ce ai spus. Tu ce ai spus. Și când Dumnezeu spune că El vindecă, vindecă. El este câteva lucruri simple pe care am dorit să le împărtășesc cu dumneavoastră. Poți decide câți copii să ai? V-aș trimite la păstorul vostru. Frați și surori, vreau să vă spun că discuția aceasta, dacă dumneavoastră doriți, putem să o avem într-un context pentru care trebuie să fie de mine. Pentru că eu știu ce vreți voi, nu sau da. Eu nu vă spun nu sau da. Eu vă spun că trebuie să stăm 30 de minute cu Scriptura deschisă. Nu pot să vă spun, să vă dau răspuns la această întrebare, decât cu Scriptura deschisă și am nevoie de timp, ceea ce nu-mi permit acum. Nu pot permite acum. Deci răspunsul meu este că Biblia e foarte clară. Amin. E foarte clar. Dar trebuie să stau cu Biblia deschisă pentru că aminte, toate cuvintele trebuie să fie foarte, foarte argumentate ca să nu intrăm în alt domeniu. De aceea, nu știu, Mariu să se preocupe de timpul acesta, să ne dea cum să facă el. Timpul de ridicare a unei persoane căzute, descurajate de Dumnezeu sau de persoana în cauză. Timpul de ridicare. Nu cred că am înțeles. Ce înseamnă timpul de ridicare? Care este timpul de ridicare a unei persoane căzute, descurajate. Depinde de Dumnezeu sau de persoana în cauză. O persoană a căzut, o persoană este într-o situație dificilă, o persoană este la pământ și timpul acesta de ridicare depinde de ea sau depinde de persoana în cauză. Dumneavoastră va trebui să înțelegeți un lucru, frașii și surori. Există întotdeauna două tipuri de, cel puțin două tipuri de atacuri. Există un atac care e numai de la Satan. Vine și lovește cu putere. În momentul acela nu vorbim decât de Dumnezeu care poate să oprească atacul vrăjmașului. Și atunci întreruperea atacului este doar de Dumnezeu depinde. Dar există și situații în care cădem și vicinam noi că nu suntem atenți și vegători. Pentru că în momentul în care eu am partea mea de vină, ridicarea nu se va face de Dumnezeu cu liftul. Dumnezeu se va lucra cu mine. Eu mă întrerup purtarea și mă voi ridica împreună cu Dumnezeu. Deci când e vorba de un atac satanic, care tu nu ai nicio vină, a venit valul peste tine. Dumnezeu este acela care te ridică, Dumnezeu este acela care te protejează. Când este vorba însă de o cădere în care tu ești vinovată, în momentul acela va trebui să știm că trebuie să lucrăm cu Dumnezeu la ridicarea noastră. Pentru că Dumnezeu nu va ridica până nu ne învățăm lecția. Pentru că întotdeauna a doua oară ca să mai crede în prima. Dumnezeu ne ține la pământ într-un singur scop, pedagogic. Că ne iubești. Rămâi acolo până să înveți lecția. Aminte, dacă eu te ridic, fără ca tu să-ți învăța lecția, data viitoare s-ar putea să te prăbușești cu Domnul. Și atunci nu este de folos ca Dumnezeu să ne ridice. Pentru că ce vreau, nu am înțeles nimic din lecția respectivă. Dacă e vina mea că am crezut, mai bine mă las Dumnezeu acolo până mi explică tot ce am de învățat și când mă ridic fără să mă greșească. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Soția poate posti fără acordul soțului ei, amândoi creștini, conform 1 Corinteni 7:4. Dar dacă este un post scurt, adică dacă este un post de dimineață până, știu eu, după amiază la 4-5, când el lucrează, fără probleme. Dar dacă este vorba însă despre o situație în care soția postește și peste noapte, atunci trebuie să vă cere acordul soțului ei. Pentru că Biblia spune să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț. O să spuneți, da frate, dar el niciodată nu e de acord cu postul meu. Și dacă niciodată nu este de acord cu postul tău, va trebui să treci peste el. Dacă ai un soț care, să zicem, nu e credincios, tu nu va trebui să-i ceri voie. Dacă e un soț care e credincios, dar niciodată nu e de acord cu postul tău, pentru că normal, postirea în familie trebuie să fie o sarcină comună. Fiecare dintre soți ia un post pentru ce știe el, dar va trebui să existe și un post comun în familie. Părerea mea este ca dumneavoastră să vreți să împace, să vorbiți cu el, dar dacă este un om încăpățânat care nu de acord cu postul și vă respinge postul într-un mod constant, părerea mea este, Dumnezeu să mă ierte dacă am greșit, părerea mea este să treceți peste el, pentru că mai întâi de toate suntem datori înaintea lui Dumnezeu. Suntem datori să facem ce este înaintea lui Dumnezeu și apoi oameni. Pentru că un soț care spune soției, nu posti, pentru că eu trebuie să, pentru mine o să mai întrebare. Când soția postește, o să-ți mărire lui Dumnezeu. Cât pot postește cu tine. Pentru că un om duhovnicesc va iubi postul și un om duhovnicesc va iubi o hotărâre.
Da, să fii dreaptă, soră, și să nu-ți iei post. Ați înțeles, da? Tu ai intrat automat cu post. Ce ori sunt post. Înțeles? Deci și sitele de Dumnezeu. Dumnezeu vede. Și am așa o durere de cap când am post. Înțeles? Să fii și sigur cu Dumnezeu. Gata? Vreau să vă rog, vreau să vă rog, hai să vă rog. Direct așa am de bine. Sunt întotdeauna să mă simt spiritual și mă întreb, anumite stări îți sunt gătite de Dumnezeu ca apoi el să ridice sau nu din cauza mea că nu poate a trebui să... Am înțeles ce spui, bine voi. Vreau să spun un lucru. Noi am promovat în biserici și Dumnezeu să ne ierte pe noi învățători și predicatori. Am promovat imaginea unui creștin triumfalist. Dumnezeu trebuie să fie în sărbătoare, viața cu Dumnezeu este o continuă cântare. Aleluia, cine se plânge, nu-i creștin? Cine are lacrimi de obraz, nu l-a cunoscut pe Domnul? Eu n-am văzut că viața este așa și vreau să-ți răspund foarte cinstit. Eu, Florin Ionuț, am foarte multe momente în care nu simt Dumnezeu absolut deloc. Și sunt momente de aliditate dincolo de care nu găsesc o vină nume. Mă tot uit și mă tot gândesc. Și am înțeles de ce Dumnezeu încă de eu. M-am uitat mult cu acest sentiment. Am zis, Doamne, sunt momente când spor, pur și simplu, rugăciunea merge extraordinar. Starea rugăciunii o unge de rugăciunea. Și momente când mă duc cu aceeași film, același om, fără să fac ceva înainte de unui greșit, și simt că nu am pereția mă strâng din stânga și din dreapta. Și am înțeles un lucru. Dumnezeu ne cere nouă lucru. Rugăciunea trebuie să fie și disciplină. În momentul în care nu simți pe Dumnezeu la rugăciune când ai simțit și în momentul acesta de descurajare, nici Biblia nu mai atrage când atragea, a trebuit să fii disciplinat ca un soldat, în tranșee. Nu contează că nu simți pe Dumnezeu. Ține-te de rugăciune, ține-te de Biblie. Se va întoarce Domnul la tine. Dumnezeu vrea să ne călească și Dumnezeu vrea să ne facă niște soldați. Nu întotdeauna sunt zile cu soare. Am zile când mă rog cu aceeași disciplină a rugăciunii că nu-L simt pe Dumnezeu. Nu-L simt pe Dumnezeu. Dar știe Dumnezeu din cer. Și atunci sunt disciplinat, pentru că trebuie să fiu și oștean în armata lui Hristos. Nu mai copii de Dumnezeu. Când nu-L simt pe tata, rămân să fiu soldat. Și atunci soldatul nu-L interesează, se duce înainte cu Dumnezeu. El merge, mărșăluiește, îl bate vânt, plouă, merge înainte. Sunt situații în care sunt, nu-L simt pe Dumnezeu, dar continui rugăciunea pentru Dumnezeu și că nu-L puteaza. Eu v-am o dedicație pentru voi, dar am o dedicație pentru el. Deci eu de 8 martie am pus în biserică, aveam un cântec. Și vă rog frumos când am ajuns acasă, dacă vreți să-l luați pe internet, asta să nu l-aș pe casetă, că o să mă dea afară de cântă. Deci, eu am pus un cântec, este scris, deci, Adrian Păunescu și este cântat de o femeie care nu mai este dintre noi, a murit de cancer la 40 de ani, se numește Tatiana Stefan. Cântarea se numește Durere Femească, am pus-o de 8 martie în biserica noi. Pentru că îmi spunea mie cineva, acum când am început, zice, frate, de ce nu-i bine că-i chemați soluri? Care zice, de ce fără nu-i bine? Ce frate vrea să chem bărbați? Că pe ei trebuie să-i cioplească Domnul, nu pe ele. Și atunci am înțeles ideea, mi-a plăcut ce a spus el, că așa este, pe noi trebuie să ne cioplească Domnul. Vă fac această dedicație, dacă vreți muzicală, ca un gest de recunoștință pentru ceea ce sunteți. Și mă rog lui Dumnezeu din toată inima să vă țină puternice. Să vă țină cu dragostea care vine de sus, cu înțelepciunea care vine de sus. Și să ne vedem sănătoși, dacă nu pe pământ, în cer. Amin?